Dacă sunteți pe telefon, apăsați acolo pe ecran și În partea de jos a ecranului, doamne. Doamnelor și domnilor, Și dragi apare. prieteni, colegi și colege, e ora 95 minute, data de 10 mai 2020. Suntem în ajunul aniversării. Crezul după. Suntem în ajunul aniversării a 17-a de la fondarea Asociației Hyde Park. Eu sunt Oleg Brega, primul președinte al Asociației Hyde Park. M-au ales colegii și colegele, 88 de fondatori, pe 11 mai 2003, în Parcul Central, Grădina Publică Ștefan cel Mare, la fontanul acela de lângă Hotelul Codru, din capătul Aleii Clasicilor, unde ne-am adunat eu, prezentatorul emisiunii cu același nume, Hyde Park, și ascultătorii emisiunii mele, care s-au simțit amenințați de guvernarea comunistă, ostilă drepturilor omului și libertăților fundamentale. Chiar emisiunea aceea a fost închisă după o lună, dar pe 11 mai noi ne-am constituit. Deci, dacă țineți la Hyde Park, țineți la drepturile omului, țineți la diversitate și libertate de exprimare, dacă vă suntem simpatici și simpatice, vă rog să vă alăturați acestei discuții și să vă dați cu părerea. Suntem în direct pe cel puțin 4 pagini Facebook, proiecte ale Asociației Hyde Park. Curaj Net, primul domen pe care l-am cumpărat în 2004, la un an după închiderea emisiunii. Curaj TV, cumpărat în 2010, când am făcut și blogul cu același nume, pentru că aveam deja camere, puteam să filmăm și să publicăm pe YouTube și să difuzăm. Pe pagina de Facebook oficială a Asociației Hyde Park, AC Hyde Park, putem face o provocare să vedem cine știe ce înseamnă, de la ce vine AC Hyde Park. Și în seara asta sunt, iată, în această discuție, alături de colegi ai mei. Nu pot să nu-l prezint întâi pe Ghenadie, care e fratele meu și care a fost al doilea președinte Hyde Park. În ordine cronologică, la Hyde Park a aderat Alexandru Muntean, care e cel mai tânăr membru al Hyde Park. Deci vă dați seama dacă el acum e cel mai tânăr membru, cât de tânăr era acum 4 ani, sau o să ne spună el când a aderat, câți ani avea. După el, probabil, a aderat Valeriu Gușan, care între timp s-a supărat și a plecat din Hyde Park, dar noi l-am invitat să fie măcar membru onorific. După care a aderat probabil Eugen Petraru. Pietraru, consăteanul nostru, aproape consăteanul nostru. Răzălăi sunt mai vechi decât Pepenii, dar ei fac parte din primărie Pepeni. Deci ei sunt mai vechi, dar subordonați pe Pepenilor. Ei, consăteanul de-al nostru de la Răzălăi, Pepeni. Și ultima aderată la Hyde Park, doamna Tamara Rotaru, hă de la Burlacu, Cahul, fostă profesoară, acum consilieră locală, a strâns 50 de semnături, a strâns 50 de voturi și a ajuns consilieră locală independentă în primăria Burlacu, face activism civic cum poate, ne-a plăcut activismul ei, ne-am întâlnit pe baricade pe la instanță de judecată, am văzut că are încredere în noi, mi s-a părut că putem avea încredere în ea, am invitat-o în Hyde Park și cam în felul ăsta funcționează acum Asociația Hyde Park. Dacă la fondare eram 88 de membri, după aceea numărul de membri formal a trecut peste 100, după aceea am început să dăm afară pentru că oamenii nu veneau la ședințe, nu se implicau nici într-un fel în Hyde Park sau făceau chestii nocive și eram nevoit să-i dăm afară. Acum am rămas 18, cel mai puțin cred că am fost 11 sau 12 membri Hyde Park. Acum suntem 18 și două persoane sunt în așteptare să devină membri Hyde Park. Dacă vrea cineva să adere la Asociația Hyde Park, găsiți blogul Hyde Park, achp.wordpress.com, găsiți pagina noastră de Facebook, achp, AC Hyde Park, pe Facebook, sau puteți contacta pe oricare dintre membrii actuali ai Hyde Park, din acei care participă în această discuție sau despre care știți că sunt membri Hyde Park. Recent, i-am dat afară sau ne-au părăsit doi membri care au fost cumva mai nărăvași și se pare că nu prea au înțeles cum funcționează drepturile omului, deci rugăm să se știe că Valentin Borodache nu mai este membru Hyde Park și a plecat cu tot cu banii pe care i-am dat să-și cumpere computer, de pe care zice el că și-a făcut televiziunea lui alternativă, crede că e atât de ușor și cu o televiziune se ține pe un singur om.
Și Maria Olar nu este membră Hyde Park, am văzut că ne descântă, ne pomenește, dar să știe, e incompatibilă cu drepturile omului și de asta n-a putut să reziste foarte mult într-o asociație care promovează libertatea cuvântului, dar responsabilă, diversitatea și drepturile omului în general. Cam asta e situația în ajun de aniversare. Doamna Tamara Rotaru mă corecta și zicea că nu e ajun. Vreau să o provoc acum și să o întreb. Deci când e ziua Hyde Parkului? Eu am gândit că dumneavoastră ați confundat Deni Pobiedă. Deci no, n-am eu treabă cu Deni Pobiedă. Chiar și când eram la emisiunea Hyde Park, îi încurajam pe oameni să vorbească despre europenism. Chiar dedicasem una dintre trei emisiuni săptămânale Hyde Park, o dedicasem temei europene și somam pe oameni toată noaptea să vorbim despre europenizare. Da? Vă imaginați cât de europeniști eram noi cu 18 ani în urmă sau când era emisiunea ce? Haideți, vă rog, cine și ce impresie are despre Hyde Park? Ca să întărâtăm lumea să vrea să adere la Hyde Park sau măcar să participe la discuția noastră. La fel, provocare și pentru cei care ne privesc, cei sau cele care ne privesc. Ce amintiri aveți despre Hyde Park? Ce știți despre Hyde Park? Că a câștigat la CEDO, e adevărat. Mai multe procese împotriva Moldovei, inclusiv frații Brega, mai ales Ghenadi a câștigat la CEDO împotriva Republicii Moldova. Că făceam proteste și ne-au băgat la răcoare, la pușcărie. Ce mai știți despre Hyde Park? De bine și de rău. Vă rugăm să comentați sau să ne cereți cu mesaj privat link de acces în această discuție. Poate participa oricât de multă lume, probabil vom sta vreo o oră, maxim două, până la 11, cât se poate de făcut zgomot în zi de duminică. Ce-i prezenți în discuție? Ce amintiri aveți? Ce impresii despre Hyde Park? E ceea ce v-ați așteptat? E mare surpriză? E mai mult de atât? Valeriu, de ce ai plecat? Din cauza lui Borodache? Salut! Cum am ajuns eu în Hyde Park, dar să încep eu cum am părăsit Hyde Park. Nu țin minte, căutam de lucru, adică multe tentative de căutarea mea de lucru și la una am făcut un video, adică am înregistrat video cum eu discutam cu angajatorul și pare-mi că și un text avem, cum discuție, că încercam să mă angajez, unde angajatorul din timp nu mi respecta drepturile, da? Mă obliga, adică fără când să mă angajez, mă obliga să lucrez sâmbătă, erau condiții necesare. Eu eram revoltat, am înregistrat această discuție și pare-mi că am distribuit-o, am pus-o pe YouTube și am distribuit-o pe pagina, în mesaj privat, sau pe pagina Curaj TV, sau ții o leg în privat, nu țin minte. Știu că trebuie să caut în mesaj undeva posibil este. Sau mi-ai cerut link-ul deja, nu mai țin minte. La care tu mi-ai întrebat dacă ce vrei, să o publicăm pe Curaj? Am spus da. Acel video l-a văzut, este primul meu video, spune-mi, exprimare, revoltare, care am în spațiu public, avem emoții, nu știu ce, eram și verde încă. În orice caz, acel lucru, acea publicare, redistribuiri pe paginile Curaj sau pe portalul Curaj, și pe portal și pe paginile la Facebook, într-un fel sau altul, m-a încurajat, da? Pe urmă, eu am mai făcut câteva videouri, deci, anume la acel video redistribuit de tine, eu atunci nu eram membru, păi Hyde Park, nici nu știam ce înseamnă asta, știam de Oleg Brega, știam de Ghenadi Brega, auzisem, dar de Hyde Park nu, și nu mă prea interesam. Apoi, cu timpul, m-am început să mă interesez de Hyde Park și dacă nu se minte, la câteva luni sau deja tu, Oleg, m-a întrebat dacă vreau să fiu membru Hyde Park. Ai văzut că eu făceam mai multe înregistrări, anume de tentativ de a mă angaja în câmpul muncii și cam toate erau, spunem așa, eșuate. Angajatorul nu mi respecta drepturile. Chiar și în timp de azi, trecusem cât 4 ani, 5 ani, 4, 3 ani, nu mai țin minte cât au trecut, angajatorii nu s-au schimbat comportamentul lor. Ei la fel încalcă drept codul muncii. Și de atunci, într-un fel, tu m-ai încurajat, într-un fel, eu m-am implicat, m-am revoltat, m-am exprimat și într-un fel sau altul am început să mă implic în
viața publică. Erau. Apoi, nu știu cum, tu, eu ce, nu țin minte ce am mai dat să distrib... mi-am adus aminte, m-am dus la Consiliul Local, la ședințele Consiliului Local din, la mine, din local, din Sângera. Eram, făceam live, pare mi pe telefon, pe profilul meu. Mi se părea că are impact puțin. Așa am cerut acces la pagina Curaj, la care ai spus tu, sau tu, sau Ghenani, nu ți-ai minte cine era în răspunde pe Messenger din partea Curaj. Nu, nu știu, chiar nu știu. Spune, dar tu spune ce ai de spus și noi să distribuim. Am spus, nu, eu vreau un direct pe Curaj. Ne-a dat acces pe pagina Curaj.net. Am spus, nu mi-ajunge, vreau pe Curaj TV. Așa eram obraznic și încăpățânat. Nu știu cine ne-a dat acces. Fără mult, nici nu eram, pare mie, încă membru ca pe part. Sau eram deja membru, nu mai ții minte. Mi-ați dat acces să fac live pe pagina Curaj TV. Și de atunci eu am început la evenimente să fac live-uri pe Curaj pe TV. Anume, eu vrem să aibă și impact, să aibă și vizualizări. Și într-un fel sau altul am început să mă implic mai activ în viața socială, politică a României de Est. Astfel eu m-am implicat în Hyde Park. De ce am plecat? Nu mai țin eu minte. Avem și o criză emoțională, interioară, personală, care nu vreau să o discut. Plus la asta mai era și o nervozitate cu unii membri, mai precis cu Valentin Borodache. Și am hotărât să iau o pauză. Chiar și singur m-am șters ca editor de pe paginile Curaj. Și o perioadă, nu mai țin minte, de câte luni, am fost așa pasiv și pe Facebook și în genere am fost mai pasiv. La care pe urmă, puțin mi-am revenit spiritul emoțional, să spunem așa, m-am mai calmat un altă, la care din nou am cerut accesul la pagina Curaj TV, că participam la evenimente publice, nu mai țin minte, fie că erau protest, fie că altcineva protestam și eu aveam nevoie să le filmez, să le arăt în direct. Și ea că am revenit deja ca membru onorific și sunt iarăși din nou editora câtorva pagini Curaj, spun așa. Cam asta am avut de spus. Maladet și spasiba. Ghenadi, vreau să cuvânteți. Hai, luați pe rând, fără a cere voie, că eu membru fondator, primul președinte, dar nu-s boss-ul aici, că nu știu de ce-ți creează o impresie greșită, că Hyde Park e Brega. Și nici Oleg și nici Ghenadi Brega nu sunt Hyde Park. Hyde Park e grupul ăsta de oameni și ideea asta de a promova drepturile omului, libertatea cuvântului responsabilă. Deci nu Brega e Hyde Park și nu ridicați mâna. Hai! Eu dacă ești... l-am arătat așa. A, ok. Scuze. Da. Alte, Sandu, tu ai zis că ai povestești cum ai ajuns și la câți ani ai intrat în Hyde Park. Prima dată ne-am văzut la Grădina Botanic. La Dendrariu, da. Ei bine, o să încep cu începutul. Deci prima dată, țin minte, când ne-am văzut la Parcul Dendrariu, tu având o ședință foto cu Elena Prodan, după care știu că am ajuns la un protest la Ministerul de Interne din cauza unui bărbat care a fost exploatat creând o locuință pentru un polițist și atunci a fost arestat în mod ilegal pentru că n-ar fi cumpărat-o. Și după care am continuat, am început să mai protestez, altfel motivat de tine și de ceilalți, am început să susțin și eu diversitatea în drepturi, cum să mai spun exact, toleranța față de gay, lesbieni și așa mai departe, toleranța față de romi, față de negri și tot așa. După care țin minte că au continuat protestele deja alături de John Onoje și Tudor Pânzari. Și după aceea țin minte că am ajuns la microfonul liber, am cerut după asta să devin și eu membru Hyde Park, făceam tot ce pot ca să fiu activ și asta au fost deja 3 ani urmă, ori vreo 4, când eu avem deja vreo 14 ani.
și având deja 14 ani, era acum 18 și tot activez în calitate de membru asociației Hyde Park. Bravo! Bravo, maladeț! Abia acum aia tamani o comparație. El e cel mai tânăr și eu mă tin că e mai babă. Hai să nu ne întreșem, că suntem mulți în vârstă aici. Oleg Chervas e pensionar și cine mai avem noi membri? Deci, dar nu contează vârsta. Vedeți că ne respectăm indiferent de vârstă și ne ajutăm. Și Tudor Pânzar nu-i tânăr. Nu-i Flăcău chiar, dar-i tânăr. Da, și nu toată vremea vârsta arată starea fizică și mentală. Da. Eu vă spun, băieți, în primul rând vă salut și sincer vă zic, deseori vă scriu vouă în comentarii cu voi întineresc. Da, cum am ajuns eu să fiu în grupul celor mai curajoși băieți și nu în zadar. Avem și fete, vă rog, ne abijaite. Opa! Deci aveam foarte... Mă întâlneam cu... Mă loveam cu diferite încălcări, cu diferite probleme care nu puteam să înțeleg. De ce? Cum așa se întâmplă? Așa că Oleg le spune, dar eu nu le pot spune. Aveam o neliniște lăuntri că participam pe la diferite stagieri, cursuri. Într-un cuvânt mă autodezvoltam personal. Activând în calitate de pedagog, eram abonată la Făclia, un ziar pedagogic. Și în acel ziar pedagogic erau publicate diferite anunțuri de participare la concursuri, cu o temă oricare. Deci eu, Oleg, poate mai... Mi-a plăcut că scaut să descoperi ceva. Aplicam formularii la aceste concursuri, dezvoltam tema și atât în așa mod eu am câștigat prima dată un concurs la, și am participat la trainingul cu ONG Amnesty International, Respectarea Drepturilor Omului, în 2006. La cele... Da, în 2006, chiar eu am aici pe masă atâtea albumuri, le-am răsfoit zilele acestea. Aveam eu, uitați-vă, am plecat, nu știu dacă se vede sau nu. Se vede sau nu? Se vede. Da, iată deja, atunci eu erau sfârșitul acelor, încă cu o doamnă învățătoare de la noi din școală, și ea a aplicat formularul și am făcut stagiere la acest, a mers la instruire pe această temă, la Vadul lui Vode. Mi-a plăcut foarte mult, adică parcă a fost puțin untișor pe bucățica mea de pâine. Pe atunci, drept că eram puțin mai tinerică, aveam 50 de ani. Și... Deci după aceste cursuri am mai urmat alte cursuri de dezvoltare, toleranța și comunicarea non-violentă. Deci iată așa, puțin câte puțin am încăpătat eu încredere, până eu totuși, lovindu-mă cu atâtea situații și cu atâtea nereguli, am găsit numărul lui Brega. Altfel nu puteam să... fiind încă în Moldova. Și deci, iată așa, prin dumnealui, când eu îi spuneam problema, păi vorbim la cameră. Aveam parcă un fel de temere, un fel de genă sau nu știu cum, nu neîncredere în sine. Până la urmă, deci totul s-a căpătat putere, rădăcină și în așa mod eu am încercat să public problema sau situația cu care m-am lovit eu. Și vă zic, chiar într-adevăr, acum în sat multe lume mă întreabă și uneori încearcă să se sfătuie cu mine, adică nu cu mine, într-o situație oarecare, că s-au numerit în așa o situație. Și deci, eu mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. Sper să fiu un membru responsabil, să nu vă dau de gol, se spune. Și îți mulțumesc mult și lui Oleg, pentru că oricând este nevoie, eu nu știu cum să, nu am calculator ca să pot să
toate câteodată văd o neregulă și imediat aș putea să ies în direct sau să vorbesc, să spun că indignări și încălcări sunt la oricare pas. Dar mă limitez și eu la ceea ce am. Poate reușim să obținem calculatorul de la Valentin Borodache. A cheltuit Hyde Park cu 5.000 de lei în septembrie-octombrie pe el. Iată, ne informează colega noastră Elena, care urmărește, era contabila, ca să zic așa, numărătoarea banilor Hyde Parkului, și ne informează că în septembrie-octombrie Hyde Park a cheltuit 5.000 de lei pentru laptopul lui Valentin Borodache și când s-a votat, s-a pus la vot să-i se dea banii ăștia, s-a pus condiția că dacă pleacă din Hyde Park să restituie aparatul. Deci îl rugăm pe o cale asta sau pe alte căi publice pe Valentin Borodache să găsească o ocazie să transmită laptopul unui membru Hyde Park, măcar și domnului Petrovici, care e aproape de el, și după aceea o să ajungă poate la dumneavoastră laptop, că domnul Petrovici tot avea nevoie, dar între timp tot Hyde Park l-a ajutat, se pare că și-a înnoit sau nu mai țin minte. Noi l-am ajutat la telefon să-și ia, îmi pare că. A mai aderat cineva la discuția noastră, mă bucur că vor să participe și nemembri, dar acum îl salutăm pe Simeon Jereghe, îl rugăm să întoarcă telefonul pe orizontală. Simeon Jereghe era deținut și ne trimitea din închisoare semnale despre încălcarea drepturilor omului acolo. Acum omul e la libertate și se exprimă cât de des poate. E membru Hyde Park, se pare că tot fost deținut, era și eu în tabără, a fost mai devreme la discuția noastră internă, dar nu prea a discutat și acum văd că a plecat, probabil are probleme personale. Bună seara! Da, salut, Simeon! Bună seara, colegi! Și felicitări cu aniversare! Se zice cu prilejul sau cu ocazia? Ei, scuze-mă! Ok. Alexandru a plecat, mulțumim că s-a prezentat și ne-a povestit cum a aderat la Hyde Park. Mulțumim pentru participare, succes și ție la școală! Hai, cine e altul cu mărturia, cu... Amintiți-vă, chestii, hazlii sau ceva pozitiv, negativ din Hyde Park. Îndrăziți. Sau vă citeți comentarii. Stați că primii... Hai, duci cu opere. Simeon, cât nu vorbești, te rog să închizi microfonul, ca să nu ne bruiez. Scuzați. De prima... M-au cunoscut la Curaj TV angajați la Inspectoratul de Poliție Cahul. Eu cu ei am dus o luptă crâncenă de 3 ani jumate. Deja când mă duceam, acolo ei transmiteau unul la altuia. Dar eu am văzut dumneavoastră ce ați fost la Chișinău și ați vorbit cu Brega. Am o postare eu, că eram la Chișinău, la dnea când umblam, prin cu DC-uri. Nu mai știam. Iată, acolo eu am devenit recunoscută și la Ipăcahol. Eu știți ce mă miră pe mine? Doamne ferește, nu m-am gândit niciodată ca să ajungi încătușată, cum mă uitam zilele acestea în situația când a nimerit Ghenadie. În ce an, Ghenadie, când Voroni... 2008, astăzi. 12 ani în urmă. Exact ca azi, da, pe 10 mai. Mititelul. Cineva m-a întrebat, noi am comentat acolo și cineva m-a întrebat, dar ce s-a terminat? Nu știu ce s-a terminat atunci. Eu chiar am zis, zic, voi într-adevăr, voi ați fost încă și atât de umiliți, atât de umiliți. Dar nu, la mine că nu a ajuns să însufli în borș cineva. Povestește, Ghenadie, dacă ai putere și răbdare. Erai chiar președinte în exercițiu Hyde Park când te-au reținut. Și tu făceai protest pentru că eram eu reținut cu 2 zile mai devreme și nu puteai da de urma mea. Și ai declarat greva foamei, ai ieșit în fața guvernului și te-au închis. Și pare deci, că de ziua Hyde Parkului, pe 11 mai aveam adunare generală. Și președintele era la răcoare, închis. Doamne, la Hyde Parkul era călit atunci. Nu eram la prima escapadă, nu eram la primul protest în care poliția intervine și reține participanții. Oleg își amintește și 2004, 2005, 2006, au fost mai multe tentative de a
obstrucționa protestele noastre. Iar în 2006, pe 30 august, atunci chiar au reținut vreo 9 oameni, tot așa, pe 2-3 zile la comisariat de poliție, pentru că lor nu le convenea ca cineva să ridice problema. Problema era că ei, guvernul comunist în 2006 nu permitea instalarea de noi busturi pe Aleea Clasicilor. Deci cei care erau cu inițiativa de a-l aduce pe Rebreanu pe Aleea Clasicilor, le s-a spus nu. Și atunci Hyde Park a reacționat, a văzut că asta e o problemă și a militat pentru dreptul de a-l aduce pe Rebreanu pe Aleea Clasicilor. Și chiar am anunțat un protest maraton timp de o lună, dacă nu greșesc, am cerut din timp autorizație, că așa era pe vremea aceea. Până în 2008 erai obligat să mergi la autoritate să-i spui unde, când, câte persoane vor protesta și cu ce motiv, iar ei puteau să-ți spună că nu, nu-ți permitem. Și odată sau de două ori chiar ne-au refuzat și atunci am cerut în fiecare zi până practic pe o lună autorizație și pentru că ei în ziua în care noi am ieșit la protest ne-au dat voie să protestăm, am ieșit în stradă și atunci au fost reținute persoanele. Deci acel dosar a fost unul dintre primele cu ecou ale Hyde Parkului. Nu știu, Oleg, am impresia că și voi l-ați câștigat la CEDO dosarul ăsta. Nu ai microfonul deschis, dar nu contează. Și voi cine? Că nu înțeleg. Și voi. Vorbeam de primul protest în care a fost reținuți membrii Hyde Park, 8 sau 9 persoane. Ați câștigat dosarul la CEDO, nu? Nu greșesc. Asta a fost cel mai sonor, dosarul de pe 7 aprilie, pronunțat pe 7 aprilie. Primele câștigate au fost pe 31 martie 2009. Iar ăsta cel mai sonor, cu cea mai mare sumă pierdută de stat, cu 8 membri și simpatizanți Hyde Park, din cei 9 câți au participat la protest, dar unul n-a vrut să se plângă la CEDO, s-a pronunțat fix pe 7 aprilie, dar cum era revoluția la Chișinău, nu s-a auzit de dosarul ăsta decât peste vreo lună și foarte puțin. Dar a fost Moldova, e Hyde Park contra Moldovei numărul 4 acela. Bun. Deci, în esență, dosarele astea, noi arătam autorităților că au greșit prin a merge în instanța de judecată internă. Depuneam plângeri, sesizări la poliție, la procuratură. Între timp ne judecam pentru că ei, când te rețineau, îți făceau un proces verbal contravențional și erai nevoit să demonstrezi că nu ești Camila, adică să demonstrezi că nu tu ai încălcat ceva sau nu tu ești cel certat cu legea. Și în cazul dat, în multe dosare, pierdeam zile, luni prin judecăți până ai epuizat toate căile ca să poți adresa la CEDO. În cazul din 2008 m-au ținut 48 de ore la comisariatul de poliție Buiucani. Acolo am fost în detenție o singură persoană în celulă și fără niciun geam, deci la subsol unde era rece, destul de rece nopțile. Și nu puteai să faci diferența că e zi sau că e noapte. Eu în cele două zile și nopți petrecute acolo, niciodată n-am știut cât timp a trecut, n-aveam ceas, nu puteam să aflu de la nimeni. Iar ca să ieși la toaletă, dacă aveai nevoie la grup sanitar, trebuia să bați cu minim jumătate de oră înainte în ușă. Mult insistent, până deja polițiștii considerau că îi ajunge, hai să-l ducem, să-i dăm voie să iasă. Deci era o formă de a te umili, cu care noi n-am fost de acord, noi am reacționat, am fost printre primii care am demascat în instanța de judecată și printre primii care am apelat la CEDO pe motive că protestele sunt obstrucționate, suntem hărțuiți, suntem persecutați și CEDO nu întâmplător a dat dreptate membrilor Hyde Park în vreo 8 sau 9 cauze, toate sunt pe pagina Asociației Hyde Park și pe pagina curaj.tv, le puteți consulta și vedea cu ce s-a terminat. CEDO condamnă autoritatea și spune că s-a greșit în cazul protestului respectiv, s-a intervenit nejustificat, ilegal, iar autoritățile din Moldova, pe niciunul dintre polițiștii care au intervenit, nu i-au pedepsit, nu i-au destituit, nu le-au deschis dosare, pentru că în mod normal asta trebuia să fie constatată, ilegalitatea acțiunilor pe care le-au comis polițiștii și statul să ceară pedepsirea lor. Sunt procurori care trebuiau să instrumenteze dosare, dosarele trebuiau duse până la capăt. Din păcate, mafia procurorilor și a judecătorilor e strâns legată cu politicul și prin urmare nimeni niciodată n-a purtat răspundere. Dar asta nu ne-a descurajat. Proteste continuam să facem și după asta.
Da. De ce ziceți așa? Ne salută ei cineva de la Istanbul, ne privește multă lume, dar nimeni nu îndrăznește să comenteze sau să pună întrebări. Înseamnă că totul este clar cu asociația Hyde Park, nimic de comentat. Să adere și să capte curaj, pentru că asta tot dă. Îți dă o verticalitate, îți oferă încredere în sine. Eu, dar cum? Adică este o asociație nocivă sau nu? Nu este nocivă, este o asociație benefică, o asociație care te îndeamnă să fii cu poziții corecte și să te poți menține cu, adică pe baricade, cam așa aș spune. Dacă vrea cineva să adere la Hyde Park, poate găsi statutul asociației pe blogul nostru oficial. Căutați pe Google Asociația Hyde Park blog oficial și acolo avem, iată, statutul asociației, dosarele de la CEDO, cum spunea Ghenadie, care este senatul onorific, care sunt membrii Hyde Park, nu numai Ghenadie și coleg Brega, noi avem pagini web, dar alții sunt, iată, e o listă întreagă de membri Hyde Park, 18 la număr suntem acum. Aici un scurt istoric, cine a fost prima conducere Hyde Park. Acum asociația Hyde Park e condusă pe orizontală, nu pe verticală. Toată lumea are drept de vot, toate deciziile se aprobă cu majoritate într-un grup intern al asociației. Dacă vrea cineva să povestească despre noua formă de organizare a Hyde Park-ului, îndrăzniți. Eu între timp vă plimb pe blogul Hyde Park și cu ultimele proteste. Ultimul protest a fost la agenția sau cum se numește, Autoritatea Națională a Penitenciarilor din București, pentru că a fost omorât cineva la penitenciarul din Giurgiu. Eu îs plecat de mult de Republica Moldova, de vreo 3 ani la București, Ghenadie în Islanda, Valeriu e în Polonia. Cine a mai rămas? Cine mai e aici în discuție? Simeon tot era plecat și el prin Franța, dar acum e în Moldova. Așa se întâmplă că am plecat, dar ne leagă același gând, aceeași idee de a ne exprima liber. Și uitați-vă link-uri la protestele Hyde Park din ultimii 17 ani. Din păcate, foarte multe din acele link-uri trebuie reconstituite și probabil o spunem sarcina în asociație, cineva să le reconstituie. Ele pe Google cu siguranță au un link, un echivalent, pe YouTube, dar pagina curaj.net o văd destul de des prezentată la tine. Ea a fost conectată cu Curaj TV și între timp multe link-uri s-au pierdut. Deci trebuie să intervenim acolo. Da, am avut probleme. Arhiva Curaj TV-ului și arhiva curaj.net le-am pierdut, n-am știut să gestionăm bine site-urile și acum ce găsiți pe Curaj TV sunt de fapt clipuri de maxim 2 ani. Cele vechi au rămas pe YouTube, am avut o aventură cu un canal de YouTube care ne-a fost închis prin mila cântărețului Gheorghe Mărzenco. Asta e situația. Dar noi păstrăm amintiri, avem și acum imagini de la începuturile Hyde Park, de la primele proteste. Asta e sigla oficială a asociației Hyde Park, a suferit modificări. Nu ne-a fost recunoscută de Ministerul Justiției, dar nici n-am avut nevoie. Tudor Pânzar e membru, a fost o vreme membru onorific Hyde Park, acum a devenit chiar membru și cu drept de vot. Veteranul care a stat, țineți minte, 7 ani și ceva într-o colibă în centrul capitalei. Protestăm la Ministerul de Interne. Ne exprimăm cum putem. Am făcut cât, Ghenadie, 5 ediții Festivalul Amatorul, festival de film din banii pe care i-am câștigat de la guvern prin decizii CEDO. Deci eu am să vă părăsesc, coleg, vă mulțumesc mult, am primit o notificare că 2 GB s-au epuizat. Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Mulțumim și noi pentru participare. Și veniți în acest grup pentru că vă dezvoltă și
primiți curaj, căpătați curaj în acest grup. Ne-am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participare și ținem legătura. Ne întâlnim pe baricade. Poftim? Ne întâlnim pe baricade. Da, da, și la video sau audio. Da, bine, da, da. Haideți fiu. Aha, sănătate. La revedere. Am avut mai devreme o discuție închisă în Hyde Park și am aproape că am decis, dar n-avem quorum, n-avem încă posibilitate să decidem noi ăștia câți eram, 6-7 participanți în discuție. Dar se pare că vom rezolva problemele astea cu gigabyte-ii. O să plătim din banii Hyde Park conexiunile la internet. Pentru cei care fac activism civic, care sunt membri Hyde Park, eventual Tudor Pânzar, veteran, doamne Tamara Rotaru, așa că vom fi prezenți pe internet, dar și pe voi cei care ne susțineți, cei și cele care ne susțineți, vă rugăm să ne ajutați cu like, share, comentarii. Și asta puteți faceți gratuit, nu cred că aveți nevoie de sponsorizări. Eu referitor la conducerea pe orizontală. Așa. Metoda asta de a conduce într-un fel sau altul face membrii grupului mai responsabil și mai implicați. Poate nu 100%, oricum vor fi membri care nu spun, dau mai puțin interes. În schimb, orice membru, și asta ar fi de dorit să preia această modalitate de a conduce o organizație, o adunare, chiar și de partide politice, da? Astfel încât un lider nu este lider, dar este doar un membru. Da? Toți sunt membri, toți au dreptul de vot și toți sunt implicați, într-o oricare măsură. Dacă el are o idee, el știe că ideea, dacă să o expui, a fi auzită. Dacă are va fi aplicată, asta mai ales la un partid politic. Da? Dacă omul vine cu o idee și încearcă să o realizeze, o spune, ia numărul de voturi și se aplică. Dar la noi partidele politice sunt conduse într-un fel că decide un grup restrâns, numește politic. Birou politic. Ajutați-mă, vă rog. Birou politic sau Consiliul Național? Da, birou politic al partidului. Da, deseori partidele sunt buzunarul chiar a unui lider. Da, așa, asta, ceilalți membri care se laudă, toate partidele politice au mii de membri, simpatizanți, se simt fără folos, da? De dânsi și cum se folosesc în ajun de campanie electorală, cheamă, hai, ajutați-ne să răspândim mesajele noastre. Trebuie să promovăm un lider, să promovăm un candidat nostru. Ajutați-ne sau ceva de genul ăsta. Fie că sunt plătiți, activiștii de partid, fie că sunt ca alții care chiar într-adevăr cred în idei, se implică într-o campanie electorală, strizează după campanie electorală, chiar rămân cu buza înflată. Că unii și aceleași mutri rămân de fiecare dată și se decide nu știu ce și nu sunt implicați. Deci recomand pe așa scală, dacă sunt partide, să promoveze în sânul partidelor lor cumva pe verticală. Chiar dacă asta este și o, pe orizontală, adică mă scuzați. Chiar dacă este oricare barier din luarea deciziilor, până se adună quorum, până se votează, până se iau o decizie, asta necesită mult timp, mai ales dacă asta este vorba de mii de simpatizanți, mii de membri ai partidelor. Dar asta era problematic cândva, 10 ani în urmă. Acum, asta nu este problematic. Având o aplicație sau folosând chiar de instrumentele Facebook, alte instrumente de socializare, poți un mesaj să-l pui la discuții direct, da? Chiar în același, chiar Facebook are aceleași instrumente de sondaj. E pus, s-a votat, îi văd membrii decid da sau nu și e luat o decizie a partidului. Asta-i. Apropo de organizarea... Mi se pare o idee bună de... Apropo de democrație, da, participare și organizarea pe orizontală, mie îmi pare poza asta sugestivă și cumva reprezentativă pentru Hyde Park. Aici suntem la una dintre adunările generale Hyde Park, în fața Parlamentului, pe gazon, după Revoluția din 2009, când era voie deja să stai pe gazon. Pe timpul lui Voronin nu ne-ar fi permis. Când s-a schimbat guvernarea, a fost o vreme democratic și noi am insistat și ne-am
parcat pe gazonul din fața Parlamentului, mai ales pentru că eram în pericol, riscau tot felul de extremiști să dea peste noi și atunci noi ne duceam lângă instituții de stat ca să fim protejați. Și uitați-vă, o adunare generală Hyde Park, cu Valentina Cușnir, membră onorifică, cu Parascovia, care a fost și ea președintă Hyde Park, cu Anatol Hristastan, unul dintre membrii fondatori, cu Anatol Marin, care a fost membru, dar după aceea cam dispărut, cu domnul Leon Băcu, care a fost membru și era gazda noastră la Durleș, vreo 10 ani am stat la el la gazdă, cu Gheorghe Lupușoru, membru și fost vicepreședinte Hyde Park, sau chiar președinte a fost o vreme. Cred că aici în față e Vitalie Șelaru, nu? Sau cine era așa pletos? Sau Mircea Sulă? Nu contează. Mircea Sulă cred că e după colț, ăsta mic se vede acolo. Cam în felul ăsta a funcționat până acum, 17 ani, Hyde Park-ul. Și sper că vă este interesant cu noi. Să vă citesc din comentarii. Iura Josu zice, bravo, puțini cetățeni ca voi sunt în Moldova care se sacrifică pentru a apăra interesele oamenilor. Respect, mulțumim și noi. Jana Bunduc zice, salutări de la Istanbul. Bravo, băieți. Da, fetele, ce părere aveți de fete? Vasilia Ramă zice, povestea de seara lui Brega. Ok, mersi pentru compliment. Alte comentarii nu avem, înseamnă că oamenii nu știu cu ce să ia, de unde să ia și unde să pune o asociație civică de drepturile omului. Prin asta și se explică de ce puțini doresc să adere la noi și din cei care aderă, de ce puțini rămân în asociația Hyde Park. Oamenii nu prea au exercițiu implicării publice, civice, a asumării responsabilităților și a riscurilor de a fi activist civic. Și asta e situația. Asta e nația, cu asta defilăm. Ghenadio Trasaer în piept. Eugen, văd că are microfonul deschis, poate vrea să intervină el întâi. Păi, hai să, dar să spun și eu istorie cum am ajuns în Hyde Park, dacă îmi permiteți. Totul a început, cum? Înainte de a deveni membru, vă urmăream și eu pe internet, mereu mă inspiram de curajul vostru, de cum voi acolo vă luptați cu poliția, cu ilegalitățile, cu bandiții la guvernare. Și la un moment dat m-am implicat și eu cât de cât mai activ în diferite activități civice. Și tot în momentul acela, cum, de fapt, ca activist am fost poliac peste hotare, acolo m-am antrenat, să spunem așa, și aici, când am revenit în țară, totodată, în timpul acela, am făcut cunoștințe și coleg. L-am prins cum curăța copaci la țară, pe un copac susuit acolo. Și i-am dat și eu acolo niște întrebări așa mai provocatoare. Și după asta am primit și o invitație pe care am acceptat-o. M-am gândit și eu că oricum faptul că o să fiu un membru, o să fac cunoștință cu alți activiști, da, și avem chiar nevoie de o experiență care mă gândeam că o să obțin de la voi ca activiști cu staj. Acum, cât mă aflu în Hyde Park, într-adevăr, n-am greșit, învăț multe lucruri de la voi, poate că eu nu sunt așa activ cum ați fi dorit voi, dar îmi iau viteză la moment. Și poate că măcar să vă ajung de oră. Deci, cam asta e situația. Ați înțeles, da, cei care vor să devină membri și să mai gândesc, eu cred că totuși este o șansă să încercați, să vedeți și poate că să rămâneți și să activați alături de noi. Apropo, din activiști pot să menționez chiar și persoanele care le-am cunoscut, care îmi plac, cum Diuleg am vorbit, Ghenadii, mă rog, acum e psihotare și nu prea văd din ceea ce a făcut înainte, da, îmi place. Acum Ghenadii, știi că în Islanda nu prea face activism, da, Ghenadii? Dar sper să revină cândva în țară, pentru care foarte
bună experiență și chiar modul de a vorbi și a analiza îmi place foarte mult. Așa, și Valeriu, așa, publicațiile lui sunt foarte hazlii, chiar așa și legat de Vodalei, de Chicu, cum îi mai etichetează pe... Balabolul de la Bălți. Da. Deci, Valeriu, bravo, Valeriu, chiar că îmi place și modul tău de a te exprima e original și așa, e hazliu într-un fel. Îmi place tot ca exemplu, da? Ca ceva original, da? Un mod de exprimare așa mai original, să spunem așa. Bine, și cam asta. Eu sper să-i cunosc toți mai de aproape și că până când nu mai pe internet vă cunosc pe unii în realitate, dar eu sper că totuși Hyde Park o să aibă o întâlnire, când o să ne întâlnim totuși aici în Moldova, sper că o să fie așa situații și condiții ca să ne întâlnim, e ca așa pe gazon, cum ca în poză care am văzut-o mai înainte, și să ne cunoaștem mai bine. Când o să împlinim 50 de ani. De da. Civic. Simeon, sper că nu ești la volan. Adică? Lui Simeon îi reproșam că se filmează în mașină, sper că nu sunt la volan. Sunt de urmă, mersi. Ok. Mai vorbim, mai cuvântăm, mai aveți cineva amintiri, impresii despre Hyde Park sau strângem da, jucăriile și ne ducem la culcare? Mai am ceva discuție. Da, am vrut să-l întreb pe Ghenadi, apropo, cu persecutările respective în privința dosarelor penale, cu ce s-a mai terminat? S-a terminat în coadă de pește. Faptul că se schimbă guvernările, asta nu înseamnă că se schimbă și naravurile. Foarte des se întâmplă că în poziții cheie în procuratură rămân aceiași oameni, la fel și prin Ministerul de Interne, iar acum conduc Ministerul de Interne, conduc instituțiile statului, oamenii care ne persecutau pe vremea lui Voronin fără niciun stres. Deci eu nu-mi fac mari iluzii și nu cred că aș putea să mă întorc de grab acasă. Ca să-i răspund lui Eugen, nu prea ai ce să filmezi în Islanda. Știu că ai fost și tu în vizit, te-am văzut că alergai prin zonă. Subiecte nu prea sunt, dar în același timp și eu sunt cumva supărat pe faptul că autoritățile mă țin în șah și m-am gândit să nu fac jurnalism, activism civic un timp în momentul în care autoritățile mă acuză că aș fi certat cu legea. Nu vreau să le dau motive în plus ca să comenteze, să analizeze activitatea mea, de asta rămân în activitate pe paginile pe care le are Hyde Park-ul, pentru că sunt destul de multe activități de făcut fără să fie la vedere, fără să fie în reportaje, dar și începe să-mi placă ideea de a duce o viață liniștită, fără scandaluri la fiecare 5 minute, fără să te sune cineva la fiecare 10 minute, fără să fii deranjat noaptea, fără să mergi la proteste în care vin tot felul de troglodiți, mintiți și aruncă cu pietre sau fac provocări polițiștii. Deci mie începe să-mi placă viața fără prea mult activism civic. Nu asta vroiam să încurajez. Oamenii care ne urmăresc dintr-o parte, cei care nu știu nici cu ce să mănânc Hyde Park-ul, nici ce facem noi, cred că e suficient să faceți ca noi. Adică să-ți pui mintea în mișcare, să vezi ce prevede legea, cum poți organiza un protest. Începeți de la un protest solitar. Atunci când ai o problemă și vrei să o rezolvi, vezi ce autoritate se încalcă drepturile, vezi cu ce mesaj poți să apari public și e suficient să ieși în stradă. Pentru că legea nouă în Republica Moldova îți permite dreptul de a face protest oriunde, oricând, orice mesaj care să nu fie certat cu legea și ca durată deja în cazul în care vrei să-l faci de o zi, două, trei, ești nevoit să stai zi și noapte, atunci va trebui să mergi la autoritate să depui o declarație prealabilă, un fel de notificare fără să aștepți de la ei permisiunea de a protesta. Deci Hyde Park-ul
a militat în permanență pentru simplificarea procedurilor de acordare a dreptului de protest. Am obținut asta în 2008 și cred că e principala sau una din cele mai importante realizări ale Hyde Parkului. Dar după asta foarte multă lume nu a știut că legea e bună și poți protesta. De asta vă încurajez, începeți cu un protest. La fel puteți începe cu o filmare, cu o fotografie, cu o opinie, un text scris de voi pe chestiuni civice. Fie că drepturile cuiva sunt încălcate, fie că drepturile voastre ca cetățeni sunt încălcate, fie îl ajuți pe cineva să organizeze un protest. Puneți-vă în pielea noastră, a activiștilor Hyde Park, comportați-vă ca noi, iar în momentul în care o să vă simțiți bine, o să simțiți nevoia de a interacționa mai mult, fie cu membrii organizației noastre, fie cu membrii altor organizații pe care îi cunoașteți și cu care vreți să activați împreună, dar e important să vă implicați în plan civic. Și nu întâmplător se spune că una din cele mai importante frici ale omului este anume frica de a ieși public și de a spune ceva. Până acum se considera că dacă ieși pe o scenă sau undeva într-un spațiu unde e multă lume, acela e discursul tău public. Acum, raportat la realitățile din 2020, discursul public poate fi perceput și atunci când ai 200 de prieteni, 500 de prieteni, 1000, 5000, cum am eu, 5000 de prieteni pe Facebook, iar tu postezi ceva pe gardul tău, pe peretele tău, fie un text de atitudine, fie o fotografie, fie un comentariu, fie chiar fraza scurtă, cea care vă preocupă, cea care vi se pare relevantă. Îi alegi un fundal și ți-ai făcut protest pe gardul tău. Poți începi cu asta înainte de a ieși în stradă fizic la proteste. Deci îi încurajez pe oameni să aibă un pic mai multă curiozitate și să înțelegeți simplu lucru, că cei din Hyde Park nu mușcă sau cei din alte organizații la fel nu sunt atât de sălbatici, atât de agresivi încât să vă respingă din prima dorință de a apropia sau de a face parte din acel grup. Chiar recomand să mergeți la 1, 2, la 10 grupuri din care credeți că ați putea face parte și să rămâneți acolo unde vă simțiți confortabil. În asociație eu am aderat practic din inerție în 2003, atunci când a fost fondat asociația Hyde Park, pentru că în prealabil cu 4-5 ani înainte de închiderea emisiunii de la Antena C, l-am urmărit pe realizatorul emisiunii, pe Oleg, îl urmăream cât eram la studii la București. Într-o pauză, când nu eram la studii, am putut chiar să-l ajut și am fost moderator al emisiunii. Eu cred că nu mi-a reușit aproape nimic din ceea ce credeam eu poate să fac un moderator. Cred că am fost un moderator slab, nepregătit și cred că de asta nici nu m-am băgat să fac eu astfel de emisiuni, chiar dacă am avut tentația. Apreciam foarte mult ce făcea Oleg, învățam foarte mult, nu atât de la el, că moderatorul deschide microfonul, spune ce vrea să audă de la noi și după aia lăsa microfonul liber toată noaptea, vreo 3 nopți pe săptămână la Antena C. Eu eram la masterat în București și auzeam opiniile oamenilor care mulți dintre ei probabil n-aveau nici 4 clase sau aveau 4 clase pe vremea românilor, pentru că așa era generația mai în vârstă care suna la emisiunea lui Oleg, erau mulți dintre ei trecuți prin școala vieții. Vă zic că chiar dacă eram la facultate, la masterat, eu ascultam opiniile lor și tot timpul încercam să înțeleg dar cum a ajuns omul ăsta la așa o concluzie. Pentru că neavând presă liberă, neavând carte, fără să fie oamenii în stradă, nu prea aveai cum să faci o sinteză tu, Moș Ion, de la țară. De la mulți am învățat, dacă mi-amintesc, acum vreo 20-25 de nume care erau atașați de Oleg, erau, urmăreau emisiunea în permanență, unii chiar sunau câte o singură dată pe lună sau pe an și spuneau că eu atât am avut de spus, în rest urmăresc, ascult. Asta m-a ajutat mult și am crezut de la bun început că Hyde Park ar putea să fie un pic mai mult decât un grup mic de oameni care din când în când iese și suflă în țuruiac. Am fost printre inițiatorii ideilor de a populariza mișcarea, activismul civic din Hyde Park, de a atrage cât mai multă lume ca să vadă ce facem noi, eventual să implicăm în activități.
eram printre puținii din Hyde Park care credeau că ar trebui protestele să fie mult mai mari, mai ample, ca să aibă impactul scontat, ca autoritatea să ne asculte, să ține cont de doleanțele noastre, dar foarte repede am ajuns la frig în protestele din 2008 spre 2009. Am făcut câteva proteste mai ample, mai cu multă lume. Am constatat că vin oameni la întâmplare, am constatat că foarte ușor pot fi deturnate protestele, am constatat că rolul activiștilor civici ar trebui să fie până în momentul în care oamenii ajung să înțeleagă problemele, să vadă care sunt instrumentele prin care ei pot să revendice respectarea drepturilor lor, dar nu să faci tu pentru ei ceea ce ar trebui să facă ei. Exemplul protestelor din 7 aprilie a arătat că oamenii veneau în stradă, a răbufnit nemulțumirea lor, dar n-au avut atât de multe pretenții față de autoritate, și ca rezultat autoritatea a făcut ce a vrut ea după 2009, au făcut vreo 3-4 alianțe, le-au scos pe unul din joc, l-au băgat pe altul în joc, s-au băgat la furtul de bani din banii publici, deci au făcut ce au vrut ei. Din păcate, pentru că dacă societatea nu-i pregătită să reacționeze și nu face nimeni munca în locul Hyde Park-ului, pentru că Hyde Park-ul acum s-a retras cumva, nu suntem chiar atât de vizibili, nu suntem în fiecare zi în stradă, iar acest gol încă n-a fost completat. Asta mă doare cel mai mult, că nu face nimeni ceea ce făcea Hyde Park-ul și nu e justificat ca societatea să aștepte să vină Hyde Park-ul în stradă ca să ne rezolve probleme, pentru că n-are cum Hyde Park-ul să-și bată capul de problema ta. Când ai, nu știu, cineva a trecut peste hotarul tău și autoritatea nu vrea să intervină, n-are Hyde Park-ul cum să militeze pentru toate problemele individuale ale comunităților. Pe de altă parte, Ghenade, pe de altă parte, acum 2 luni am suspendat proiectul nostru stradal, periodic, săptămânal, duminical, microfonul liber, pe motiv de stare de urgență. Și ne reproșau al de Maria Olar sau Vasile Sinigur: bă, sunteți niște fricoși, vă băgați ăștia în casă, voi în loc să ieșiți, protestați. Bă, da, păi și totuși să protestezi rațional când e posibil, când e legal. Nu te apuci tu să protestezi pentru că ți-o cășunat, că ți pare că toți îți hoți, îți rădătoși, le dăm cu buzduganul în cap. Și am suspendat microfonul liber pentru că e pericol de infectare cu SARS-CoV-2, de exemplu. Eu vorbeam de activitatea de 17 ani a Hyde Park-ului. SARS-CoV-2 din martie, din februarie, din 15 februarie sau de când voi impus interdicție. Eu încă n-am ajuns la prezent. Bun, sintetizând, cred că oamenii au mult mai mult curaj decât orice curajos de la Hyde Park, dar încă nu s-au manifestat. Și cred că Hyde Parkiștii ar putea să fie cumva un fel de martori ai Hyde Park-ului, martori ai curajului, dacă vrei, în a promova ideile pe care Hyde Park-ul le-a susținut de 17 ani încoace. Încurajați-i pe oamenii să aibă mai mult tupeu și mai mult hotărâre, să identifice problema, să o formuleze, să apară cu ea public, să ne dea nouă, să mediatizeze, eventual să facă canale de YouTube, site-uri personale. Deci oamenii să fie mai vizibili în societate și atunci o să fie foarte, foarte dificil să guverneze. O să fie un calvar pentru primarii din sate să vă aibă pe voi, oamenii din sat, oamenii din centrele raionale, oamenii chiar din orașele mari. O să fie foarte greu să le propui bombonică, să-i cumperi cu bombonică și ei să tacă, să accepte când te văd că tu faci ilegalități, când furi din banii publici, când nu faci ceea ce ai promis în campanie electorală. Deci eu contez foarte mult pe oameni care să strunească autoritatea, așa cum a făcut Hyde Park-ul, sau mult mai bine decât noi în timp. O să fie un calvar pentru un primar sau alt fel de demnitar să aibă în preajmă un membru Hyde Park, dacă acela e certat cu legea. Iată, Eugen mi-e martor, azi am fost 3 ore în direct cu primarul de la Pepeni și am discutat strategie de dezvoltare a localității, a comunei Pepeni, pe următorii 5 ani, și a fost o discuție constructivă, foarte utilă și pentru primar, și pentru noi, și pentru sat. Deci nu cred că e un calvar pentru noi prezența noastră a 2 membri Hyde Park în acea discuție. La voi în Pepeni, pur și simplu, sunt
Simeon, stai un pic să-ți dau sunetul mai tare, pentru că stăteai cu microfonul deschis, îl bruiai pe Ghenadi și ți-am dat sunetul încet. Hai acum vorbește. Zic, la voi în situația un pic altfel și primarul e mai bravo, Oleg, dar dacă să luăm la general, pe Republică, e problemă mare. Primarii, așa și guvernul, așa și în diopște statul, este foarte ascuns de presă, mai ales de niște activiști civici care e conștienți că ei nu o să poată să-i controleze și nu o să poată să-i cumpere nicicum și nu o să poată să-i mintă cum multe televiziuni loiale. În asta și situația pentru ei. Ok. Se văd dacă mai sunt comentarii. Dacă nu, probabil că o să închidem că avem o oră. Da. Valeriu, scuze. Ședințele la Sângera, la Consiliul Local Sângera, până a veni așa zis democrați la primărie, erau filmate și se transmiteau online. Pe urmă, ei au venit, au scos transmisiunea online, eu veneam ca activist civic, ca membru Hyde Park, și le filmam, lor asta tare nu le plăceau. Ei când mi-ai vedeau pe mine, chiar unii chiar spăriu, mai ales secretara Consiliului. Odată chiar vă așa, oi, când mă văz pe mine în sala ședinței. Plus la asta, de spun că pentru activismul meu, primarul de Sângera, fostul primar de Sângera, membru PLD, membru PD ultima oară, prieten cu Costea Țuțu, Poiată Valeriu, el chiar m-a atacat pentru activismul meu, o scris cerere la poliție, că e calomnie sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte pe care articol. Și am fost la poliție, am dat explicații, bine că polițistul s-a găsit o leacă mai teafăr și nu porni proces verbal, că nu a găsit teme pentru asta. Dar avem de-a face și cu adică primarii care au o leacă probleme cu legalitatea, cu transparența, sistem de activiști din localitatea lor, care dacă sunt. Da. Totuși, cât e de competent primarul la sate, depinde și de oamenii care îl înconjoară. Pentru că acolo unii oameni sunt activi, vin cu o critică constructivă, cu, mă rog, cât de cât este o opoziție și primarul să stărui, să facă față la situație. Dar acolo unde toți îi aranjează sau oamenii sunt foarte pasivi, primarul face ce vrea, de acord cu Valeriu. Deci... Asta... Da, Simeon. Da, ce scuzare, dragi colegi, că am un mic interes. Privind COVID-19 ăsta și statistica ridicată, ce părere aveți? Având în vedere că fiecare al treilea bolnav din Moldova e medic, ne dăm seama că medicii nu sunt deloc protejați, că spitalele din Moldova nu prea au fost dotate și probabil culegem roada guvernărilor irresponsabili care au dat bani pe temir ce altceva, inclusiv covoare de flori, cum făcea primărița capitalei de ocazie, cum o chema pe femeie ce covoare de flori de 4 milioane sau... Acum, pe timp de pandemie, actualul primar face fontan în parcul la Izvor. Asta era prioritatea pentru el, fontan. Nu, Oleg, să mă scuz, prieteni, eu mă refer la faptul 560 ceva de lei ora, o oră pentru ambulanță. Eu am socotit, în timp de 3 luni, sprânește, piște 200.000 de euro. Un test care a fost dat de Bojica. Ai semnalul slab, Simeon. Am înțeles ideea. Omul sugerează că tarifele practicate de statul guvernat de socialiști sunt tarife prea mari pentru societatea, populația pauperizată. Spunem că cineva e bolnav de COVID. Alte anunțuri care direct am vorbit cu persoana referitor la rudă decedată, care spus că le-au dat 22.000, spui că roda a murit anumit la... Simeon, n-ai semnalul bun și nu putem să te auzim.
Simeon e bântuit de scenarită și de teoria ale conspirației și el crede că cifrele îmbolnăvirilor de COVID sunt umflate și că statul, cineva ar avea interesul să avem statistici mai mari de îmbolnăviri COVID și auzi 22.000 i-ar fi dat omului ca să zică că ruda lui e bolnavă de COVID. Ceea ce mi se pare aberant și stupid. Eu mă tem că cifrele sunt de vreo 10 ori mai mari pentru că o grămadă de oameni n-au bani să facă testul acela, n-au curaj să ducă la spital pentru că riscă să se îmbolnăvească tot acolo, sau n-au simptome și li se pare că am răcit o leacă, nu răcim în fiecare toamnă, în fiecare primăvară și mai ales iarna toți câte o leacă. Vorba lui Dodon, îți curge o leacă nasul. De asta, adevăratele statistici probabil sunt mult mai mici decât cele oficiale declarate de statul Moldova. Dar Simeon e una dintre victimele propagandei care venea din Est, de la Kremlin, că totul e umflat, că nu credeți oameni buni, stați, nu stați acasă, ieșiți în stradă. Și acum săracul Kremlin plătește cu mii de victime și de decese din cauza acestei atitudini. Rusia cu Brazilia acum sunt lovite cel mai tare de COVID. Simeon, faci zgomot foarte mult. Am înțeles, deci e un scenariu, cineva conspiră și ce interes are? Să stăm toți în casă și ce fac ei în timpul ăsta, masonii sau cine ne... Oleg, da, totuși nu-mi pare corect să reacționez așa în momentul în care omul are altă opinie decât cea oficială de multe state sau decât opinia ta. Are dreptul omul să spună la îndoială, mai ales că informația despre ce spune Simeon a fost publicată în mass media, a apărut informație în presa credibilă despre chestia asta, că oamenii au primit niște bani în România, adevărul.ro, de acum 3 zile, anume despre asta a vorbit. De ce nu lași omul să pună la îndoială cifrele, să pună la îndoială? Deci îmi pare că e în limita libertății de exprimare. Iar în momentul în care o să ajungă prin lege să te oblige să crezi, să fii martorul lui COVID-19, asta îmi pare deja cretinizant. Lasă-l pe om să creadă în ce vrea el. A spus opinia și respectă eu. Lasă-l să creadă, dar te rog să fii atent că prietenul nostru, colegul nostru Simeon, e obsedat și de 5G, care e mare pericol și îl găsește în vaccin sau în vagin, unde găsești 5G-ul. Și e obsedat și de cipare, deci el e victima predilectă a trolilor creștinii. Oleg, hai 5G-ul luăm într-o parte, fiindcă asta e o chestie separată care ați vă convingeți cu timpul. Hai să vorbim la concret la momentul de față, că COVID-19 este o înșelare globală. Și la care, apropo, statul Republicii Moldova, la moment, are oportun. Ei țin stare de urgență până în prezent, lumea să nu se răscoale. Asta e unul la mână. Doi la mână. Ei o grămadă bani fură de pischinarea oamenilor. Ei 500 și ceva de lei pe oră pe salvare, adică o ambulanță. Unde s-a mai vorbit? Unde să poți să cheltui atâția bani? 2000 și ceva de lei o palată, un loc în palată. Ce vorbim noi, Oleg? Dă-ți luăm lucrurile cum sunt ele. Băi, și chiar statul ăsta ne crește de proști pe test. Băi, că le merge, înseamnă că într-adevăr suntem proști pe alocuri. Într-adevăr, într-așa cază ne merităm soarta noastră care o avem în momentul de față, Oleg. Într-adevăr, aceea ce avem, avem. Și asta avem aceea ce avem noi acum. Bine, stăm acasă, parada din nou mai s-a făcut foarte bine. Ajutorul monetar nu a fost dat drumul. Eu nu mă bag în politică în momentul dat. Dar pun lucrurile concret pe nume. Deci dacă e COVID, dacă e o stare de urgență, n-are ce da voie la diferite părăți. Asta e una la mână. Simeon, la mână. Dezinformare, doi ce spui mână. Tu, nici măcar în Rusia n-a fost paradă. Numai la Minsk au făcut smintitul acela de Lukashenko au făcut paradă. În Rusia n-a fost paradă, la Chișinău n-a fost paradă. De ce spui tâmpenii? Oleg, dar păi ce n-ai văzut câte automobile au fost în centru, Oleg? E, automobile și oamenii stau separat în automobile. Una e parada și alta e defilarea cei de mașini germane. Stai un pic, eu m-am uitat detailat video. N-ai semnalul bun. E 5G, efectul 5G. Simeon, te vânează acela, cum îl cheamă? Bill Gates te vânează. Au fost foarte multe persoane, mai puțin de 1 metru. Vezi că ți-au băgat chip.
S-au băgat 5 chipsuri, te-a mâncat 5 euro și chipsuri. Probabil ar merge mult mai bine, da? A mâncat chipsurile. El e victimă că nu are 5G, are numai 3G sau 2G sau cât are el acolo. Servizorii tău vă întrebăm tu când au fost ridicate unele restricții până în prezent. Nu s-a mărit cazurile de COVID. Oare nu vă pare vouă suspicios faptul respectiv? În cazul când tu ridici oricare măsură, da? Și permiți la persoanele să ducă sprimbli, apoi automatic, măcar cu cel puțin, măcar cu 10 cazuri, 15, ele trebuie să mărească. Dar ele invers au scăzut. Oare din start nu vă... Vorbeam eu prin... Făceam și video-uri respective că... Mă plimbați pe afară, unde mă certau mulți, că nu trebuie să mă plimbați pe afară. Ia tot cazul aveți la concret. La concret. De când s-a ridicat COVID, unele restricții, s-au micșorat cazurile. Unul la mână. Doi la mână. Cum se are probleme cu cum trebuie să acorde creditul? S-a majorat cazurile. Cum nu le-a acordat creditul? Imediat, a doua zi, brusc, au căzut cazurile mai puțin. Uitați-vă după statistică, bre. Asta e 2 la mână, 3 la mână până anul prezent. Ridicați statistica, uitați-vă, la orice boli, câți mor eu și câți mor au murit anul ăsta. O să observați cu mult mai mic nivel au murit la alte cazuri, dar acum atâți practic mor la COVID. L-am bușcat în cap, nu au murit la patronul cealaltă în cap, dar au murit la aceea că patronul care a băgat în pistolet era îmbolnăvit de COVID. Nu de mașina care l-a călcat, dar de la ceea că, mă rog, dinainte mașina era bolnavă de COVID. Asta ca exemplu. Dar trebuie societatea, puneți creierul în mișcare, gândiți să aveți cap pe umeri. Prin ce să faci? Clar că vin, că acum situația au pus bugetul pe absolut nu există buget, l-au pus pe pânci. Asta e una la mână, doi la mână în privință la buget și la statalitate. Eu am ridicat faptul respectiv și se referă la la alimentația care avem, statul. Care este securitatea alimentară a statului? Până în prezent. Când domnul a ieșit și a spus că tot e bine. După ce a fost o grămadă chipiș, cum s-ar spune, o două săptămâni aceleași întrebări și lui și lui mai mulți deputați, domnul ieși, tot e bine. Bun, tot e bine. Dar cine a făcut controlul? Cine s-a uitat măcar ce avem noi în rezervă de stat? Nu-i nimic acolo. Tot este vândut. Tot este vândut. Dacă există ceva în rezervă de stat, atunci e altă întrebare. De ce nu au fost redistribuite către bătrâni? Bătrânii mor de foame prin căs, că-i ține Dodon cu starea de urgență. Bătrânii mor de foame în casă. Bătrânii iesă până la magazin și iau o pâine și mai mult nimic nu eu. De ce... Diavolul și-a dat rănul de mâncare la societate. De ce nu scoate rezerva de stat? Pentru ce există rezerva de stat? Pentru ce există această rezervă? Nu pentru cazuri similare. Nu pentru cazuri de pandemie și de războaie. De cazuri de urgență. De ce până în prezent rezerva de stat nu a fost golită pentru societate? Nu mă zic pentru mine, dar pentru bătrâni, pentru invalizi, pentru invalizi de gradul 2, gradul 3, pentru pensionari, pentru persoanele care nu au niciun serviciu. De ce până în prezent v-ați făcut lucrul respectiv? Pentru că nu există nimic în rezerva de stat. Au furat toate căloșii. Și deputații, abia acum am adresat în scris și lumea și lumea, practic, toți care au demnitate. M-am uitat și de-abia acum ei o să facă oricare interpelări. Nu e destul. De ce nu o să facă investigații? Jurnaliștii șed și numai... Tărăbănesc pe televizorul ăsta și n-au ce face. De ce nu fac investigații la cazuri respective? De ce nu arată unde? Că îmblă Ghelici sau alții, îmblă cu cerșitul de la antreprenori și cer de la supermarketuri și duc la oameni. Băi, statule, nu ți-i rușine. O stat agricol. Aveți, dacă vă considerați că aveți o grămadă rezervă. Unde e rezerva asta? De ce nu e la popor? Îmbl tot doar cu faile în cap și urlă pe loc când aveți greci în țară. Stat agricol. Ce să mai vorbim, bre? Ții, Dodon, ține starea asta de alertă să nu iarde fundul? Asta iarde oricum, Oleg. Fiindcă oamenii, eu vorbesc cu societatea în fiecare zi zilnic, cu oamenii bătrâni. Oamenii mor de foame. În realitate mor de foame.
nu virtual sau pe internet, în realitate mor de foame. Oamenii care nu au, bătrânii care nu au internet, nu știu ce internet, că să spui durerea care o are, dar care vrei să filmezi, nu, ne nada, sănoc, pentru că mi-a lișat pensie. Mie să ne iei pensie, nu trebuie să mă filmezi. Și clar că n-ai să filmezi faptul respectiv, dar să-i jeli. Dar ei îmblă și scătă, ei să primblă încolo încoașe. Și noi mai vorbim când n-ai venit căta cu furcii, democrație și mai departe. Nici într-un stat unde a existat dictatoriatul, niciun stat, dacă îmi spune cineva un stat unde a fost dictatură și a fost coborât dictatura conform democrației, eu voi da, voi spune bravo. Nici într-un stat, niciodată. Noi împins democrația în privința dictaturii. Doar poporul, da, societate. Eu nu îndemn la nesupunere prin violență. Eu îndemn să mă prindeți odată, să porniți odată mozgul și ala, capul, creierul și ala, dragi și țățeni. Eu la asta îndemn. Eu mâine pe mâine plec, noi fiu omoriu, dar voi pleca. Dar noi nu în asta constă și voi singuri ședeți și vă plângeți, nu mă auzi, numai mesaje pe internet, tu ești iar, oh, și negre, oi, Dodon așa, oi, guvernul așa. Dar cine l-a dat jos, bre? Cine vă încurcă vouă ca în Tel Aviv să ieși la protest un metru de la un metru unul de la altul? Cine vă încurcă faptul respectiv ca în Germania? Cine vă încurcă? Nu stați, dragi cățeni, nu ieșiți, stați unul lângă altul la fi câteva centimetri. Ieșiți, stați la un metru. Orașul e mare, orașul e mare. Țara este unde? Un metru la metru, la și bătăt oraș, tot Chișinău. Dar să ieșim civilizat. Nu cu oi tu oi și cu 100 de grame în cap. Dar civilizat la un protest pașnic. Să dăm jos guvernarea. Cel puțin să punem la respect guvernarea. Să trag atenție, să oprească odată. Ajunge furatul, unde-s banii? O grămadă, ți-o dus bugetul pe apa Sâmbitei. Tot bugetul statului până în prezentul pe apa Sâmbitelor. În contextul când organizațiile de stat nu lucrează, cheltuieri nu-s pe organizațiile respective. Unde-s banii, bre? Pe ce s-au cheltuit banii? Pe COVID-19 ați vă spui la urmă. Pe mești ați vă spui la urmă de sute de lei. Pe testuri care au fost date gratis, ajutor umanitar, 600 ceva de lei. Ambulanță, 600 ceva de lei, ora. Pe zi, calculați cum sunteți mititei, dacă nu aveți, aveți calculatoare și calculați. Și o să avem ocazia la iarnă, la alegeri prezidențiale, să votăm contra. S-ar putea să fie chiar și anticipate, tot anul ăsta. Oleg, Oleg, până și ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinții, oamenii mor de foame, Oleg. Simeon, dar ce propui? Da. Proteste am propui, înțeles și alegeri am propus eu. La proteste pentru susținerea bătrânilor. La proteste, eu propun, la proteste, proteste pașnice, legale, fără ură, fără să punem rezistență fizică. Pentru, nu pentru mine, eu sunt gata să ies și mâine. Sunt gata să-mi dau și viața și azi și mâine. Pentru bătrâni, să tragă la respirație, să deschide rezervă de stat, să dăie la bătrâni, la oameni nevoiași, la oameni vulnerabili, să dăie ajutor umanitar, Simeon. Să deschide rezervă, să dăie bani pentru oameni, să oprească de furații, să scoată o grămadă de bani, să dăie ajutoare la societate, ia ca și eu, sunt aceleași 100 de milioane care au fost date către Europa, să le dăie anume pentru COVID, dar nu să le dăie la persoanele personale, nu să le dăie să le pui în buzunari. Eu asta propun, să ieșim, să tragem la respect. Să tragem la respect, să respecte statul și călăii ieși de la guvernare, să respecte bătrânii noștri. Hai nu pe noi, că noi să trăim. Noi oricum, cum s-ar spune, cu o bucățică de acolo, bucățică de acolo, de noi să trăim. Să tragem la respect bătrânii noștri. Prieteni, Simeon, dragi colegi la Hyde Park, eu să înțelegi un moment, dacă noi n-a să susținem și n-a... Oleg, dacă noi n-aș să susținem și n-aș... Dacă noi n-aș să susținem... Oleg, ascultă-mă, te rog, până la urmă. Te rog să nu răcnești. Oleg, care e demnitatea unui popor? Simeon, tu calm, poți să vorbești. Care e demnitatea? Asta e istoria. Care e demnitatea să răcnești așa și să nu vrei să asculti pe nimeni? Te rog să afle că poți să te scoți din discuția asta dacă nu vorbești civilizat. Tu de câți ani ești la Libertate? La câte proteste ai participat? Acum ți-au venit ție proteste când e pericol de pandemie? Până acum de ce n-ai protestat? 2 ani ai fost la Libertate până acum 2 luni. Nu te-am văzut la niciun protest. N-am fost în țară, nu te-am văzut la niciun protest, omule. Nu am fost în țară, la ambasadă, undeva, pe internet, să faci ceva, activism civic. Acum răcnești ești în gura mare, în disperare. Ești acum uite și ai să vezi activismul meu, ești uite pe internet foarte bine la mine pe pagină. Am înțeles.
Ok. Apropo, în multe cazuri mă cerți, fiindcă le spun lucrurile pe nume. Ești, uite, Simeon vorbi așa, nu vorbesc spre... Dar cum să vorbești dacă te răzghești când vezi că... Într-adevăr, Oleg, eu nu fac atâta gălăgie și nu am așa emoție când se referă la mine. Dar când se referă la părinții noștri, la bunii noștri, să mă scuz, aici eu întotdeauna să fiu revoltat. Bunei și părinții noștri mureau de foame de când mă țin eu minte, nu ultimele două luni. Acum, cu pericolul ăsta, trebuia stat în casă, nu descurajat oamenii și stârnit zizanie și scoși în stradă când era pericol să se infecteze. Ori tu, ori popa, sunteți la fel de irresponsabili. Ule, tu oare nu înțelegi că la... COVID-ul ăsta respectiv, el e... prea înflat. Oare tu nu înțelegi că anume la momentul o de față... O fi prea înflat, dar 4 milioane de infecteri... Anume la momentul infecteri. De față, Republica Moldova să ține starea de alertă anume în legătură cu faptul că să nu iasă lumea la proteste. 4 oare milioane de infecții la lumea întreagă nu e glume, și la momentul de față cheltuiți banii care dă în vistorii străini. Pentru că nu vrei să conversezi civilizat, o să te scot din discuție, da? Dar poți să mă scoți, Oleg, care-i problemă? 4 milioane de infecții la scară globală nu e glumă. Și ne spun asta oamenii de știință, nu Dodon oamenii sau specialistă. Oamenii de știință de mai multe țări deja au recunoscut că asta a fost afiora veca. Deja mulți au recunoscut. Depinde de unde te informezi, cum ai aparat Israelul un om dezinformat de fabricile de troi de la Kremlin. Scuzare, Israelul, izraelitianii ce rămâie la momentul de față lui Netanyahu să oprească momenturile respective. Foarte bine cunoașteți. Okay. Mai documentați-vă, Oleg, haide să fim mai bine gândiți cu oamenii, la urmă urmei cunosc Hyde Park-ul și membrii Hyde Park-ul, gândiți cu capul. Avem internetul, putem să ne documentăm. Dar nu uita că pe internet circulă și știri false și dezinformări și suntem într-un război hibrid. Suntem într-un război hibrid și oamenii dezinformați ca tine poate să creadă că pământul e plat și că în priză nu este curent, că e o invenție masonică. Bag un cui în priză și o să te convingi că este curent acolo. Bag un cui în priză și o să te convingi că este curent acolo. Unii poate să creadă că e o invenție masonică. Unii din ăștia ca tine încită oamenii să nu accepte vaccin, de exemplu, 5G și tot așa. Niște realizări științifice extraordinare. Dar de ce trebuie să pui vaccina respectivă ca obligatorie, Oleg? Nu e obligatorie. Cine a zis că e obligatorie? Deja se împinge ca obligatoriu. Da. Vaccina încă nu e găsită, dar tu deja vii cu veștile de la Kremlin că e obligatorie. Aia să vedem pștionan. Oleg, la tema asta să ne întoarcem pștionat. Simeon, te avertizez, ești victima dezinformării kremlineze și îmi pare foarte rău de tine. Ești un activist civic, mi-ai spus dar odată, foarte, Oleg, vulnerabil, foarte vulnerabil la manipulare. Odată m-ai învinuit că de obștie că-s cumpărat de Kremlin. Păi da, la felul cum apărai mesajele celea total idiote și deplasate, credeam că ești plătit sau faci voluntariat. Dar tu multe poți să crezi, tu ești un activist civic. Oare nu trebuie să te informezi la mine în cazul respectiv înainte să-ți permiți să mă învinuiești într-așa prostii? Mai rău știi tu reacția mea și cum mă târn eu la Kremlin? Eu stimez rusul, dar nu stimez Kremlinul. Simeon, tu poate nu știi. Ca și orice statalitate. Poate nu știi ce mănânci, ce... Ce nu marfă știu? Consum de la Kremlin. Nici nu-ți dai seama că ea e îmbalată, scrie pe ea Made in China sau Made in Europe. Noi vorbim de alt lucru, tu m-ai învinuit pe mine că mi m-a cumpărat Kremlinul, Oleg. Eu te întrebam, lasă, bun, hai să o lăsăm. Deci e despre libertate de exprimare. Hai te rog să o lăsăm. De-aia și-ți spun pe viitor, nu trebuie să învinuim, Oleg, nu e corect. Bine, dar dați colegii ce spun, nu trebuie de învinuit, exact. Trebuie de cercetat faptul respectiv. Hai să ascultăm. Chiar dacă nu îmi pare pe locuri banal sau undeva ireal, trebuie de cercetat, fiindcă... Ce, dar în membrii Hyde Park au cap pe umeri. Corect, și bine. Gândesc foarte, foarte logic. Hai te rog. Noi trebuie să ne gândim. Hai 5 minute să trecem amândoi și să lăsăm pe ei 3 să comenteze mult, tema. Să vorbim toți. Vorbești deja de 15 minute, continuă doar tu. Cred că măcar aici trebuie. Hai să-i lăsăm pe ei 3 să vorbească, noi tăcem amândoi, da? Bine, haideți tema asta să o mai discutați odată, că a fost prima parte și acum partea a doua, dar totuși să vii și tu, Oleg, cu sursele din care te informezi și Simeon cu
sursele lui. Să vedem care sunt mai adevărate, care sunt mai de... La mine, dragi colegi, sursele sunt publicate pe Facebook. Simeone, eu am următoarea sugestie. Dacă vrei, ia câte un subiect, unul din cele care le-ai abordat acum vreo 5, ia-le pe rând și fă prezentarea în fața camerei pe pagina dumitale. Dacă o să-mi pară interesant, o să dau mai departe, dacă nu, n-o să o bag în seamă. Dar fă-te auzit, pentru că monopolizarea discuției cu 2, 3, 5, 7 subiecte într-un grup în care noi vorbeam despre altceva, nu despre 5G. Și nici despre 7G. Noi vorbeam despre Hyde Park, despre activist civic. Deci amenințarea subiectelor ăsta e un handicap al celor care promovează drepturile omului. Drepturile omului. Da. Genadi, două secunde. De 5G a vorbit Oleg. Nu eu am atins subiectul 5G. Asta e una la mână, doi la mână. Abordarea nu mi-a fost... Hai să ne oprim aici, Simeone. Până ieri, acum uite, ai spus uite, uite. Același lucru. Ne oprim sau nu? Asta e întrebarea. Eu nu mai vreau să... Ne oprim, dar da, să spun doar o mică remarcă. Alaltă ieri, numai departe, uite la mine, s-a publicat pe Facebook. Am publicat, am dat interesul către societate. Ia că am auzit așa caz. Acum nu bruia Hyde Park-ul, te rog frumos. Curaj, nu bruiesc, Ghinace, stai un pic, dar ce de tu ai luat că eu bruiesc? Eu pe pagina mea dă un interes către societate, referitor la cazurile de cumpărare, să spui că... Oleg, Ghinace, dă-mi te rog pas să termin gândul și am încheiat vorba, eu personal. Eu, alaltă ieri, am publicat, uite acolo sunt mesajele, am publicat referitor la cetățenii care poate să declare ceva despre faptul că îi cumpără spui de COVID. Oleg imediat pe mine mă atacă. Eu te informez, coleg, nu mă informez, eu doar o temă de discuție, fiindcă la mine au ajuns personal două persoane, a trei persoane mi-a spus de faptul cumpărării, spui că au avut COVID sau rudii lor au murit la COVID, au fost cumpărați. Imediat alți oameni, imediat au postat mai mulți oameni despre cazuri similare. De ce noi, pe Curaj TV, nu facem cazuri similare? Să investigăm cazurile respective, fiindcă merge vorba de o crimă extraordinară în stat. Nu merge vorba de un fur din păpușoi sau din telefon mobil. Noi am înțeles. Acum, dacă subiectele respective le faci și le difuzezi, eu îmi spun mare respect pentru Simeon. Dacă în Hyde Park revenim și discutăm numai temele astea acum, s-ar putea să derutăm lumea și să nu înțeleagă, dar ce facem noi? De ce urlăm? La final de emisiune cam ar trebui să facem totalurile, să închidem, pentru că e oră târzie în Moldova. Cât e? 10? Să vorbim civilizat, da, fără a ne răsti. Deci eu consider subiectul 5G și subiectul fake COVID news teme de propagandă kremlineză și cine vine cu chestia asta pe agendă, fie e dezinformator plătit, fie face voluntariat. Suntem în război hibrid acum și Kremlinul destabilizează situația în Europa cu astfel de teme, cu chipare, cu vaccinare, cu 5G, cu COVID infecție lansată de chinezi, lansată de americani și tot așa. Dar, cum zice Ghinade, face parte din libertate de exprimare până când vine cineva și începe cu spume la gură să răcnească că el are dreptate și că e crimă. Totul e crimă și că bătrânii mor de foame, dar bătrânii mor de foame nu pentru că sunt lăsați ținuți în casă, dar pentru că au pensiile foarte mici, nu? Simeon ne obligă să facem investigații. Noi nu facem investigații, suntem la fel ca el, niște amatori, ne exprimăm cum putem. Și difuzăm niște informații eventuale, investigații făcute de cine se pricepe. Dacă vine Simeon și îmi spune că oamenii de știință, arabi sau ce a zis el acolo, izraeliți, a demonstrat chestia asta, bun, dar dă-mi o sursă credibilă, un om de știință, 2-3 din... Nu spui așa că oamenii de știință au demonstrat cu memuri din astea cum vin trolii. Trebuie să fie o sursă credibilă. Sau cum a formulat el mai ieri pe peretele lui, a zis că... Li se plătește la oameni să spună că sunt infectați de COVID. Nu e așa? Adică el întreabă. Dar din coace e convins. Băi, tu întregi sau ești convins? Eu sunt convins. Pe ce te bazezi? Că am auzit un văr, eu spus, sau cum era? Eu spus Badea că eu spus un văr, că cu mătrul lui eu auzit chestia asta. Deci haideți, vă rog, să
cu pretextul libertății de exprimare, să nu difuzăm minciuni, pentru că ne implicăm în războiul ăsta hibrid de partea celor care vor destabilizarea și inocularea neîncrederii în stat și în oamenii de știință. Asta e cel mai periculos. Când oamenii nu mai au încredere în stat și în oamenii de știință, fac precum Vasile Sinigur, ies cu buzduganul, mă tăhăiesc în stânga și în dreapta, sparg geamuri și amenință că o să spargă capete și o să omoare dușmani, trădători și tot așa. Simeon, eu nu cred că îți dorești astfel de revoluție cu Vasile Sinigur în frunte sau cu Maria Olar care ține hangul. Asta nu o să mai fie nici activist civic, nici cetățenie civilizată, nu? Și nici revoluție. Nu o să fie revoluție. Crede-mă, cele mai multe revoluții au fost deturnate și n-a avut niciun rezultat. Chiar și revoluția din aprilie 2009, amintește-ți ce s-a întâmplat cu ea, a fost deturnată de mafie. Sau cu revoluția română din 89, tot a fost deturnată și folosită de mafie. Eu îmi doresc mai degrabă evoluție, oamenii spun la îndoială, să dezbată, să se ascultă unii pe alții, decât să facă o revoluție, să moară 100 de oameni și după aceea niște mafioți să vină în locul lor. N-ai obținut nimic. Degeaba ieși cu măciucile în stradă, că ei au armată, au poliție, au scut, au fulger, au pantera. Te pun la pământ și pe tine și pe Vasile Sinigur cu buzduganul tău. Degeaba o să transmită Maria Olară în direct chestia asta și o să zică, n-aveau măști. Am văzut ce a transmis Maria de la memorial. Venea Dodon cu suita lui, nu prea aveau măști, e adevărat, dar n-a fost paradă, a fost plimbarea aceea cu mașini, n-a fost pericolul acela. Maria pretinde acum în comentarii, că i-am amendat pe cei de sub pod, pe toți. Nu e adevărat, iarăși o minciună, pe nimeni n-au amendat, n-am auzit să se plângă cineva că a fost amendat sub pod. Deci dacă le-au permis la unioniști să iasă să strigă Mordova, Ardealul și țara românească, tolerați-le și lor moftul de a ieși măcar 15 oameni la memorial, chiar dacă sunt fără măști. Faceți scandal, țipați, strigați, rușinați, dar nu spuneți minciuni că pe cei de sub pod i-au amendat și pe ăștia nu i-au amendat. Nu i-am amendat pe nimeni, s-au relaxat deja lucrurile în Moldova și o să plătim cu creșterea numărului de îmbolnăviri, cum s-a întâmplat după Paști și după Paștele Blajinilor. Am făcut chiar un video de 2 ore despre asta, cum a crescut graficul imediat după Paști, după aducerea focului Haric. Iată, când vii cu argumente din astea, convingi mai ușor decât dacă strigi isteric sau spui că niște oameni de știință izraeliți au demonstrat. Da, bun, care sunt oamenii ce e de știință izraeliți? Sper că m-am făcut înțeles, Simeon nu a mai avut răbdare, nu a mai avut argumente și a plecat. L-am luat și noi din scurt, dar cumva încerc să-l înțeleg și să-i apăr dreptul la exprimare, dar probabil ar trebui să o facă mai mult pe cont propriu și nu pe greabănul nostru. Încercarea de a deturna din o activitate a Hyde Park-ului, a Curaj TV, la aniversare, facem 17 ani de când am fondat organizația și vorbim chestii la general, el a trecut la particularul lui de 5G și asta nu mi-a plăcut și mai ales că a insistat și a vorbit pe voce răstită, strigată, asta nu agreez, pentru că niciodată n-ai să obții nici măcar efectul simplu de a fi ascultat și de a obține reacții. Eu m-am simțit incomod, eu am vrut să plec din emisiune un pic mai devreme, dar am zis măcar să rămân să comentez până la capăt ce a vrut el să zică. Are dreptul la exprimare și apropo, cât toți suntem acasă, suntem cumva izolați, găsiți instrumente pe care să vă exprimați atât timp cât sunteți în casa voastră. Sunt forme de exprimare prin petiții, texte, filmări video, interacțiuni, faceți protest online cu panglica în care tu anunți că de azi ai intrat în grevă, grevă pasivă. La momentul în care îi spui și în stradă, atunci este manifest. Dar vorba colegilor, e bine să nu forțăm nota, pentru că oricând lucrurile ar putea scapi de sub control. Moldova, chiar azi, vreau să vă amintesc, din datele oficiale, arată că pentru ziua de ieri, din 243 de teste, mai mult de 50% au arătat că oamenii sunt infectați. Deci dacă s-ar face teste masive de toată populația Moldovei, am vedea că nu suntem printre ultimii, așa cum suntem noi prezentați în datele statistice, dar în Moldova situația e destul de gravă, poate la fel ca în Spania sau Portugalia, numai că ceilalți au făcut teste și s-a văzut că sunt foarte mulți oameni infectați. Noi nu prea am făcut teste și n-au interese autoritățile să facă, dar asta nu înseamnă că pericolul nu există.
Alte comentarii, întrebări? Văd că vrea Ion Guzun să intre cu noi, dar deja mă gândeam să închidem și deci nu cred că are rost să mai acceptăm oameni noi în emisiune, că altfel o să ne întindem prea mult și o să treacă de ora 11 și o să produc zgomot aici în blocul ăsta și o să-mi trezesc vecinii și o să mă trezesc cu plângere. Poți anunța subiectele pentru zilele următoare, mâine, poi mâine, oricând o să revenim la subiectele astea, ca să nu fie o opinie cenzurată. Deci, țară de sară, pe Curaj TV. Ion Ieșanu zice, în nicio țară normală manifestațiile nu se fac ca cetățenii să sufere și să stea în ambuteiaj, ca cineva vrea să-și arate forța de 9 mai. Pactul de încetare a războiului 2 mondial a fost semnat la ora 23, data de 8 mai, și doar Rusia și-a adjudecat ziua de 9 mai. Noi sărbătorim o sărbătoare care este inventată de Rusia. Comemorarea strămoșilor trebuia făcută pe 9 mai. Și zice că pe Maria Olara au amendat-o, că n-avea mască la pod. Poneat, nu? A revenit Simion sau... Alo? Eu numai despre Maria aud că ar fi fost amendată și nu știu dacă se confirmă chestia asta, dacă nu cumva e tot o chestie inventată. Altfel nu s-a plâns nimeni de la protestul de la pod că ar fi fost amendați. Începusem să vorbim despre Hyde Park. Cineva ne zice să ne limităm la o singură temă. Ne-am propus să ne amintim despre cei 17 ani de asociația Hyde Park, poate și de cei 3 ani de emisiunea Hyde Park, deci împreună proiectul Hyde Park are 20 de ani. Și cu ocazia asta am gândit să vorbim și despre activismul civic în general, dar iată cu activismul civic am deraiat spre COVID și cifre umflate și tot așa. Simion, ai revenit? Vrei să zici ceva sau... Oleg, pot spun două numai lucruri. Unul, da, calm-te. Nu trebuie de, da, clar și lămurit. Nu trebuie de manipulat și nu trebuie de întors cuvintele decât așa cum sunt spuse ele. Asta e unul la mână. Eu înțeleg bine că de întors poate orice, dar n-a se întors și realitatea, care pește un an, jumătate de an, un an, o să iasă la iveală. Și dacă ai să vezi, ai studiezi bine postările mele de-a lung de ani, de zile, care sunt, ele toate practic s-au confirmat. De-aia când spun ceva, eu îmi dau seama și nu trebuie să mă vinuiești că e jocul Kremlinului sau jocul lui Putin, etc. Putin pentru mine a fost un KGB-șnic și a fost un dictator, așa să fie. Poporul rus pentru mine e un popor apropiat, cum și ni poporul român sau unionist, ni sunt frați. Nu trebuie să confundăm lucrurile, poporul și o dictatură. Și nu trebuie niciodată să-mi spui mic. Sunt unelte al Kremlinului. Eu întotdeauna când fac o cercetare sau când eu o informație de undeva sau din altă parte, eu analizez din toate aspecturile și eu din toate puncturile de vedere. Eu așa trecut să-mi remarcat faptul respectiv. La exprimarea lui Oleg să creadă că dumneata ai fi plătit pentru asta. E o opinie. Așa cum te-am apărat pe dumneata că ai dreptul să crezi în 5G și în ce vrei tu, dumneata. Oleg, tu nu ne-ai spus că ai părerea. Tu ne-ai spus că clar că eu sunt plătit. Tu ne-ai spus că eu sunt plătit, nu ne-ai spus că părerea ta că e plătit. Nu trebuie să confundăm. Bine, asta nu poți părat. Ei, posibil că erai o leacă nervos pe mine pe faptul respectiv, că n-ai înțeles situația sau este de altă părere. Noi cu tine mai avut așa astfel de momenturi. Eu nu spun că mai e învinuit sau etc. Dar pe viitor, dați să fim un lucru, când reclamăm oricare situație, dați-o un pic să studiem. Dați-o un pic să cercetăm din toate aspectele, nu numai dintr-o parte sau din alta. Asta eu cer. Bun. Nu, nimic extraordinar. Este un lucru simplu care eu consider că trebuie să-l facem din punct de vedere a obiectivității și a aduce lumii o sursă corectă. Oamenii ăștia și în principiu și vor. Dar referitor la ridicarea pensiilor, amuia nu merge vorba. Acum este o stare specială, o stare de urgență, în care dacă statul a făcut-o, el e obligat să aibă grijă de oamenii cu venituri vulnerabile, care n-au venituri. Ei sunt obligați. Pentru asta există o rezervă de stat. Pentru asta există bani, surse financiare, pentru asta există, înțelegi? Anume pentru așa cazuri și există banii respectivi și rezervele de stat care sunt a statului. Pentru asta se plătesc impozite și oamenii plătitori de impozite acumulat rezerve respective. Oleg,
Nu merge vorba de ce, că trebuie, când au pensie, că e tot, e clar de bun început, că nu-s pensie, că nu-s plătești bine. Dar uite alte state, bre, statul au grijă, statul, ca exemplu Franția, că 1000 de euro îl plătești pe lună la oameni, că la mine nu pot așa multe persoane sunt în Franța. Alte state, Germania, unde obște duc la oameni mâncare pe acasă. Oleg, nu trebuie să confundăm. Imediat ce a fost starea de urgență, statul era obligat să deschidă rezerva de stat, anume pentru asta alimentară, pentru asta și există e, să era obligat să ducă pe la oameni, să nu moară de foame, să nu cheltui bani, ultimii bănuți pensionare pentru o alimentare oricare, o pânică, care trebuie să este garantată în stat, este în rezervă de stat, care statul trebuie să aibă grijă. Să pune funcționari cantinele școlilor să coacă pâine, butăriile să ducă la butăriile de stat, să ducă, sau mă rog, care au acțiuni de stat, să ducă să dea grâul cealaltă care îl au, rezervă de stat, să ducă pâinea pe la oameni. Dar nu se facă numai val vârtej acolo, vă câteva pâine o dus într-un loc oricare, să ducă pâinea pe acasă, să nu șadă de polițiști și amendeze pe drumul oamenii că nu mai au ce face. Dar să ducă ei, polițiști, să ducă pâinile pe acasă, pe la oameni. Oamenii asta acasă, dacă ar avea mâncare, măcar o bucățică de pâine. Oleg, noi vorbim de două lucruri diferite, Oleg. Noi vorbim de un stat și de un rahat de stat care îl avem noi. Sunt două lucruri diferite, mă scuz. Dacă eu de asta îți spun. Statul suntem și noi și calitatea statului depinde și de calitatea noastră. Cam ce depinde? Oleg, calitatea statului depinde de alegători. Asta vrei să spui, asta vrei să spui. Da. Dar de când la noi alegătorul alege guvernarea? De 30 de ani. Hai lasă, Oleg, sub cine ședi cecul, așa lași țărioc. Și ce să facem? Să dăm jos cecul, să facem proteste, să dăm jos cecul parlamentul, guvernul. Cât de jos? Mai jos de asfalt? Simeone, experiența arată să ceri că atunci oamenii revoltați și dau pe cineva jos dintr-o funcție publică, cel mai des în locul lui vin alții la fel de incompetenți sau poate chiar și mai răi și noi nu facem nimic cu asta. Arată alternativa, îl dai jos pe asta, dar ce propui în loc? Păi, Ghenadi, anume asta și problema, că nu ajunge situația la ceea că îți propui societatea. Ajunge la ceea că tot ei pe dâșii și-l locuiești. Societatea l-ar propune pe Vasile Sinigur, crede-mă, sau pe Maria Ola, societatea l-ar propune. Oleg, dă-mi pași termin gândul, i-a dat întrebarea Ghenadi, dă-mi te rog voi să răspund. La noi în Moldova, când se mută un guvern pe altul, cum a fost până în prezent din 90 încoace, nu a pus societatea. O pus o familie pe alta, începând de la Sangheri, Lucinski, Muravski, etc., da? Terminând cu clanul Voronin, apropo, Deamul Placa și Amuia Dodon, care tot aparține clanul Voronin. Sau următorii care spune Anastasie, ca exemplu, care aparține la țopi. Noi schimbăm. Noi o dăm jos, dar schimbă-i singur pe dânsă. Asta și problema. Mare. Fiindcă noi când îi dăm jos, atunci trebuie să ținem până la urmă, să mergem până la urmă, să alegem ce nou trebuie să. Voi respecta opinia dumitale în momentul în care încercăm să ne axăm pe o singură problemă, o discutăm până în pânzile albe și după aia trecem la alta. Azi am abordat cu dumneata vreo 4 subiecte, 5 diferite și n-am scos-o la capăt, din contra insistăm fiecare cu ideile lui. Poate lăsăm la emisiune separată să vorbim despre politica statului pe vreme de pandemie, ce face bun, ce face rău. Când o poate face? La alte emisiuni vorbim despre fake news, la alte emisiuni vorbim despre altceva, nu le mai amestecați pe toate la un loc, altfel nu e interesant, eu nu aș privi așa o emisiune. Și acum chiar vreau să mă retrag că e oră târzie. Ora 11 în Moldova și lumea doarme. Iar oamenii, cei care participă în emisiune, nu mai pot deschide microfonul să vorbească pentru că deranjează pe alții. Nu toți sunt mașină sau unde ești dumneata ca să poată vorbi liber, strige tare. De asta încurajez să abordăm un singur subiect și să nu forțăm tare nota pentru că și așa vorbim de două ceasuri deja. Olga Vârlan zice, la Durlești a crescut numărul de infectați. De ce credeți? Au fost oamenii la biserică. Silvia Rotaru zice,
Ar fi bine ca din 9 mai să facem ordine la mormintele veteranilor și să nu facem atâta pompă, cât mai simplu. Și pe cei vii să-i ajutăm, să trăiască zilele rămase omenește, dar nu în chin și foamete. Cam astea sunt comentariile de până acum. Mulțumim tuturor pentru participare. Dacă vrea cineva o concluzie, maxim la ora 11 închidem. Ciprian Popa ne reproșează că nu ne fixăm 1, 2, 3 obiective și să nu ne certăm între noi. Nu e ceartă, e polemică. Libertatea de exprimare include și polemicile. În rusă este expresia "в спорах рождается истина", adică nu poți să ai, nu poți să știi care e adevărul până nu confrunți opiniile celorlalți și s-ar putea și tu să-ți ajustezi opinia ta. Deci, undeva adevărul e la mijloc. Principalul să nu fii încăpățânat, adică când e chiar în spor, în discuție, să fii gata mereu să găsești un nou adevăr, să nu fii încăpățânat, asta e, da. A intrat cu noi în discuție un vechi prieten al asociației Hyde Park. Cred că e vorba de Ion Guzun, nu îi apare numele, dar presupun că e vorba de el. Ne amintesc că până să facem primul protest Hyde Park după închiderea emisiunii, pe 7 iulie 2003, am avut prima deplasare Hyde Park. Dar la, se aude ceva în fundal, la Ion Guzun acasă. Păi el face zgomot, sper că acuși o să poată intra să vorbească cu noi, omul e țântuit la pat. Ion, ai că ai microfonul pornit. A, el a închis. Era vorba de Ion Guzun, care era Ion de la Criuleni, suna în emisiunea Hyde Park și vorbea atunci până în 2003, până s-a închis emisiunea. Am fost la el în vizită atunci, în 6 iulie 2003, înaintea primului protest Hyde Park și am făcut cunoștință cu el, familia lui, nevasta, fiica a organizat și prima întrunire Hyde Park în deplasare la Casa de Cultură din Slobozia Dușca, Criuleni. Acum omul e la Strasburg în Franța sau oricum în Franța, nu știu dacă exact în Strasburg. Ion, ai microfonul pornit, poți să cuvântezi dacă vrei, să aude zgomot de acolo. Da, o minute, tare, te rog, nu-i am ascultat aproape o jumătate de emisiune, dumneavoastră așa m-a ascultat pe Semion și îmi pare rău că Semionul este foarte rău influențat. El nu poate să înțeleagă lucrul ăsta, iată eu urmăresc mai demult despre acest coronavirus. Deci el a apărut prima dată în Rusia în luna noiembrie, nu departe de unde a explodat o laboratorie virusologică. Peste o jumătate de lună el a apărut în China, până când aici cercetează savanții, noi trebuie să nu ne băgăm în lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem clar că este un atac biologic și paza cea bună este că să fim cât mai autoizolați. Fiindcă acest virus, că am mai discutat cu niște cunoscuți care cunosc în biologie, în toată sistema asta, el e și antropolog totodată, virusul este creat de laborator, ca și cum se mai spune buba neagră sau sibirica iazvă, în schimb acelea se lecuiesc ușor, dar tot, dat un prin 40, îmi pare că și-au fost foarte multe victime, spre ce bubi piste tot în gură, în plămâi, tot plămâna tăca, și chiar dită ei vaca bolnavă, e destul picar de să pui mâna timolepsei, buriana unde au crescut, unde au fost înmormântate vitele bolnave sau oamenii, au păscut vitele peste 30 de ani și au reapărut înapoi. Deci virusul este foarte periculos dacă oamenii vor fi înmormântați, pe urmă el o să reapară peste 100, peste 50 de ani, o să le poată să reapară înapoi. Dar eu propun ca să nu încercăm soarta, fiindcă acest virus coagulează sângele, adică îl încheagă. Și nu cred că ar putea să fie scăparea
fiindcă se spunea că nu mai bătrâni, pe urmă se spunea că deja 40 de ani, iată o zice dat și de 15 ani, fiindcă organismele sunt slabe, oamenii au mai trecut la mâncare de carne, gătite, torte, dulceață, etc. S-au depărtat foarte mult de vegetație, deci mai la 50-70% organismul este distrus în sănătate pentru autoapărare, deci imunitatea este slabă și plus dacă în viață ați mai fost odată două ori vaccinați, deci imunitatea a scăzut încă. Deci, domnul Simeon, dacă încă mă auzi, scrie undeva pe ușă când ieși afară, nu glumi, Simeon, cu viața, o ai una singură și dacă ai să mori, nimeni nu se întoarce. Acum, dacă asta îmi permiteți o concluzie, eu mă tem că, spre deosebire de Simeon, domnul Ion e influențat de propaganda de peste ocean americană care dă vina pe laboratoarele virusologice din Rusia sau poate propaganda chineză care tot așa caută țapii spășitori în altă parte. Deci, analizând versiunile, când vezi că se arată cu degetul spre cineva, să știi că probabil celălalt adversarul lui a stârnit minciuna, fake news-ul despre... Cum îți explici, domnul Ion Guzun, că Rusia abia acum e lovită de epidemia asta, după cât 8 luni de când a apărut ea la Wuhan în China? Cum de s-a dus ea din Rusia spre China, care aproape că nu are legături economice deloc și n-a venit direct încoace spre Europa, unde circulă o grămadă de ruși și la lucru și la plimbare? Bine. De ce a ajuns abia acum în Brazilia și în Rusia SARS-CoV-ul ăsta? Eu am dat la foarte mulți link-uri de la știrile, de la canale rusești, Первый канал sau cum acolo, sau Rusia, mă tincă, unde ei spun, numai nu spun, nu declară coronavirus, dar spun că oamenii în masă sunt bolnavesc de pneumonie, cad în stres, copiii la școală și se introduce starea de urgență acolo în fiecare, se interzice și se împăcă. În fiecare sezon de iarnă avem epidemii de gripă, pneumonie și tot ce vrei. În fiecare an găsești astfel de știri peste tot. Alții ne arată ProTV-ul, că acum un an spunea Organizația Mondială a Sănătății ne avertizează că suntem în pragul unei pandemii de coronavirus. Anul trecut, în martie, spunea ProTV chestia asta. Pentru că da, așa se calculează. Așa se calculează evoluția pandemiilor. Și medicii, specialiștii au calculat cam zilele astea, la fel cum se calculează și probabilitatea unui mare cutremur. Tot așa și cu pandemiile. S-a calculat că cam de grabă o să fie una. Și a nimerit cu un an diferență. Și ce dacă a fost știrea asta? Asta înseamnă că a fost programat, că au scos-o special din seringă? Asta înseamnă să nu știm chiar nimic ce se întâmplă în laboratoare. Și e o aberație ce ai spus dumneata, că din cadavru se scurge în pământ și virusul ăsta se duce. Virusul ăsta în câteva ceasuri moare. El nu are viață, el nu-i viață, el e o bucată de cod. Dacă s-a dizolvat grăsimea cei cu care se ține bucata de cod, nu există virusul ăsta, nu-i ca ciuperca care face spori și care poate să reziste, sporii cei poate să reziste în praf, în pământ, oriunde și peste mulți ani să învie. Virusul e o bucată de cod. Ne spun oamenii de știință. Sibirica ia mai bacterie. Sibirica ia este bacterie. Acum, hai să nu facem după ureche glume din astea. Hai să credem totuși oamenilor de știință. Bun. Mulțumesc pentru intervenție. Înțeleg că ne urmăriți Hyde Park încă de când era. Urmăriți Hyde Park încă de când era emisiune. Ce emisiune la radio? Chiar vorbeați atunci. Ce impresie aveți despre evoluția Hyde Park-ului în 20 de ani? Vreau să... Da, pe mine să răspund? Păi, dar dumneavoastră știți Hyde Park-ul de la emisiune, nu? Ceilalți nu prea o știu. Da, sigur. Eu chiar din primele luni, primele săptămâni, cunosc despre Hyde Park, l-am ascultat mult și am vorbit și la radio la Antena C. Și au avut o prosperitate, au avut o influență în educația civică
se trezea oamenii, îi făcea pe oameni ca să judece. Și iată că de când nu prea se lucrează, eu urmăresc prin Facebook, clar că la distanță nu pot să cunosc mai multe, mai discut acolo cu prin telefon și văd că oamenii, cum s-ar spune, se împrăștie cu părerile. Pe când anume antena aceea au fost ca și cum o verigă care se leagă toate gândurile la toți într-un singur punct, se corectează prin discuții imaginile, părerile despre careva evenimente sau fapte care se aveau de petrecut, oamenii se informau mai corect de la oameni care sunt deja informați. Era cu mult mai bine. Am propus o variantă așa cum am făcut armata în Azerbaijan, adică am avut acolo ani de militarie, că oamenii în fiecare seară se întâlneau pe la ușile blocului, două, trei blocuri se întâlneau și discutau despre toate temele. Și eu atunci am spus, dacă se minte, Oleg, când ați fost în casă, eu v-am spus că eu acuși la radio, tot antena ce am spus, a repetat, anume așa, noi toți trebuie să ne informăm. Atunci noi n-am să avem la guvernare ce este. Noi trebuie să readucem antena ce sub toate formele. Și prin ziare, trebuie să ajutăm prin finanțare. Și prin prin internet, prin semn de socializare, ca cum ar fi chiar și YouTube, Facebook, dar mult mai mult când după ce s-ar liniști acest pericol de infecție de coronavirus, ar fi bine ca în toate localitățile se pornească din nou câte o celulă, să lucreze 5-6 oameni, să stai să întâlnească, pe urmă, unul să protocoleze tot sau să bage în cap cel puțin și odată în săptămână să întrunească toate celulele astea, fie pe internet sau la Chișinău, cum era în grădină acolo, și să pună în discuții toate problemele, nu numai decât problemele politice, dar și problema satului, să discute, să planifice cum să treacă seminare, mai ca Simeon a spus că suntem o țară agricolă, anume să punem pe roate sistemul ăsta agricol ca să treacă seminare la fiecare acasă, cum se crească corect legume în sistem bio, ca să mă folosească mai puțin chimie, să mă facă corect conservațiile pentru iarnă, iară trebuie să cineva ca să dea sfaturi corecte, să îi facă preoloioase, presărate, etc. Deci trebuie asta făcut. Asta este viața socială. Cum ne dă? Ce este în casă, între tata, copiii, bunei, discuția asta, dialogul ăsta, el trebuie să fie între popor. Atunci noi să avem și la guvernare, să avem acolo oameni profesionaliști, specialiști, dar nu o să vină în spital un plugar să facă operații la apendicite sau să facă operații la ochi un cizmar. Deci noi trebuie Mulțumesc, domnul Ion Guzun. Astăzi la noi în România. În România și dincolo de Prutie, deja ora 11 și ar trebui să închidem. Închei cu o veste oficială de la ProTV, deci e sursă serioasă. Durleștii sunt în carantină din cauza bisericilor de la care o grămadă de oameni s-au infectat. Da? Să nu difuzăm fake news, veste oficială, pe 14 zile, durleștii din cauza bisericilor sunt în carantină. Mulțumesc tuturor pentru participare, am fost și rămânem membri simpatizanți, lideri altădată Hyde Park, un ONG de drepturile omului care mâine pe 11 mai împlinește 17 ani de la fondare, dar ca proiect radiofonic are încă 3 ani în plus, deci putem zice
vreo 20 de ani de brand, de marcă, de idee, de curent de opinie, Hyde Park. Eugen, Valeriu, Ghenadie, domnul Ion Guzun și celorlalți care ați participat cu mine în această discuție. Mulțumesc foarte mult, ținem legătura, ne întâlnim pe baricade.